10, înainte de a începe, dacă îmi voie să-i urăm domnului Vlad pentru ziua de naștere care te dorește la sfârșit la mulți ani. Mulți ani, că se dă la sentimentul meu. 38 de ani, da. Dacă îmi dați voi, trebuie mă ordinea de zi, am să dau unele ordini de zi, ca să fiu foarte, foarte rapid. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului viceprimar Drăgănuță Nicolae, președinte de ședință pentru luna aprilie 2018. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a structurilor subordonate Consiliului Local al orașului Târgu-Ocna. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli conform ordinanței numărul 80 din 2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, modificată și completată de legea numărul 258 din 2015. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociațiilor orașelor din România. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării excluderii OAT orașul Comănești din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru salubrizare Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor construite prin ANR potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare. Și punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Târgu-Ocna, adoptat prin HCL numărul 53 din 18-7-2018, la toate de până acum. 2006. Da, e 2016 chiar. Chiar 16. Chiar 2016. Da. Chiar eu scuze în numele doamnei secretar. La toate proiectele de hotărâre de până acum a fost inițiator domnul primar Ștefan Șinochi, la acest punct numărul 8, la această schimbare de regulament de funcționare, este inițiator domnul consilier local Brășet Constantin. Punctul numărul 9, raport privind starea generală economică, socială și de mediu a orașului Târgu-Ocna pentru anul 2017. Punctul 10, informare privind propunerea domnului consilier Brășet Constantin cu privire la numirea reprezentanților orașului Târgu-Ocna în adunarea generală a acționarilor slash asociațiilor, la cele două societăți înființate prin hotărârea ale Consiliului Local Târgu-Ocna. Punctul 11. Informare privind propunerea domnului consilier Iaro Gheorghe cu privire la acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Târgu-Ocna doamnei Cernea Mirea. Punctul 12. Informare cu privire la propunerea domnului consilier Mătuță Sândel Gheorghiță. Și aici au subpuncte, spărțit subpuncte, dar o singură informare. Punctul 13. Informare cu privire la propunerea de schimbare de numirilor unor străzi din orașul Târgu-Ocna. Punctul 14. Și ultimul, informare cu privire la spațiul din imobil situat în strada Sotirea numărul 3, în care a funcționat la Laboratorul de Analize Medicale Giba Georgeta. Având în vedere că pe ordinea de zi este subiectul propus de domnul Roșet de schimbarea regulamentului, în care se va introduce interpelări, răspunsuri și nu știu mai ce, dacă vreți să-l supun la vot și pe ăsta pe ordinea de zi, dacă o să voteze ca fiind și la cuplu diverse, în care vorbește cu diverse. Adică să producă efecte de la data de astăzi sau început cu data viitoare. Am să vă supun la vot întâi înainte ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu amendamentul, să facă parte acest punct 15 pe ordinea de zi sau nu, și după aceea ordinea de zi curentă, care v-am citit-o. Vă rog, cine este pentru a se introduce ca punct adiacent acest punct 15? Cine este pentru? În majoritate, nu mai întreb cine este împotrivă sau se abține. Deci, dacă vă supun aprobării, ordinea de zi citită cu completarea acestui punct interpelări, cum îi spune domnul Roșiță. Întrebări, interpelări, răspuns. Întrebări, interpelări, răspuns. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte discuții vis-a-vis de ordinea de zi, trecem la intrarea pe ordinea de zi. Primul punct. Poftim? Mulțumesc.
mulțumesc mult, doamna Corina. Deci, înainte de a intra pe discuția proiectelor de hotărâre care sunt pe ordinea de zi, care ați votat-o, vă supun postului dumneavoastră procesele verbale din ședința ordinară din 19.02.2018 și ședința extraordinară din 28.02.2018. Le luăm pe rând. Cine ați citit dacă sunt discuții la vedea aceste procese verbale? Nu? Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal din 19.02.2018. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? S-a abținut domnul Iară. Se confirmează. Mulțumesc. Procesul verbal din 28.02.2018, ședința extraordinară. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc tot domnul Iară. Intrăm pe ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului viceprimar Drăgănuță Nicolae, președinte de ședință pentru luna aprilie 2018. Vă rog. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, supun la vot. Atunci, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Probabil domnul Drăgănuță. Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind transformarea unor costuri contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate a primarului și a structurilor subordonate Consiliului Local al orașului Târgoviște. Vă rog, comisie. Comisia juridică a fost favorabilă cu 6 voturi pentru și 8 abțineri. Comisia economică a fost favorabilă unanimitate de voturi pentru. Discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, la acest punct de pe ordinea de zi, supun votului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, domnul Maciu, că se abține. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli conform ordinii 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții de publice, codificate și completate de legea numărul 258/2015. Comisia juridică a fost favorabilă, 5 voturi pentru, o abținere și o împotrivă. Comisia economică, unanimitate de voturi pentru. Comisia de urbanism, a fost favorabilă, unanimitate. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, vă rog. Vă rog, doamnă Ciucă. Deci am citit cu atenție normativele și nu sunt de acord cu cheltuirea banilor publici în modul prezentat. Nici la decontul meselor privatizate și nici la cheltuirea pe combustibil a mașinilor primării. Cantitatea de combustibil mi se pare prea mare. Da? Și nu este direct proporțional ce a trebuit să se vadă în oraș, adică performanță. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, dacă mai sunt alte discuții, fac precizarea că și în cadrul Comisiei Economice s-a supus, s-a dat aviz favorabil, dar cu amendamentul, ca aceste cheltuieli să se încadreze în bugetul prevederile bugetare, adică în prevederile de la cheltuielile bugetare. Dar, aș vrea să completez că am depus o inițiativă de hotărâre de Consiliul Local, din care să se monteze GPS în la punctul respectiv, domnul Maciu, că nu suntem pe subiect. Nu, dar am fi putut rezolva o problemă care se punea. O discutăm la punctul respectiv. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă spun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? De două voturi împotrivă, domnul Maciu, domnul Roșeț. A trecut proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asupra orașelor din România. Comisiile? Comisia juridică a avis negativ. 3 voturi împotrivă, 4 abțineri. Comisia economică a avis favorabil cu 3 voturi pentru 2 abțineri. Discuții, vă rog. Termin, domnul Iarău. Aș întreba dacă acești bani îi avem prin și în buget. Cotizarea asta, care este văzută la concurs, dar e alea prin sindicat. Doamne, domnul Iubat. Vreau să aduc în discuție că sunt orașe care se retrag din această asociație
și nu știu până acum ce ne-a adus în această asociație. Târgu Neamț, tocmai a votat în Consiliul Local retragerea din Asociația Orașelor din România. Refuză să plătească o taxă care nu are niciun beneficiu. Asta e tot ce am avut de spus. Dacă considerați, stimați colegi, să îi dăm cuvântul domnului primar să explice sau ne refuzăm doar la ceea ce explicațiile din notele explicative și din... Orașul Târgu Ocna este membru fondator la Asociația Orașelor, la vremea respectivă, în 1993, când s-a înființat această asociație, erau și municipiile și comunele. Ulterior s-au format trei asociații, comune separat, orașe separat și municipii. Sunt în jur de 300 de orașe în România. Avem o conducere executivă cu specialiști, juriști, care se duc la ministere atunci când avem un proiect de lege și, dacă ați văzut, că nicio lege nu se aprobă fără a se consulta aceste forme asociative. Este și Asociația Consiliului de Țene, după cum vă spuneam. Este bine să fim prinși, pentru că ați văzut și în Asociația Stațiunilor, ca să vă dau un exemplu, s-a obținut acea axă 7-1 în port, prin care noi am obținut proiectul de 4,5 milioane de euro. Singur, nu poți să-ți aperi interesele sau să poți să ți le rezolvi dacă nu ești într-o asemenea asociație, într-o asemenea fundație. Sigur, ei la București participă la un parlament de fiecare comisie și cred că este bine să rămânem în această asociație. O completare, orașul de Ocna este văzut bine în Asociația Orașelor de România, ca drept apreciere, cu câteva zile în urmă, am avut o întâlnire a membrilor Asociației Orașelor de România, aici în orașul de Ocna, la care au participat și primarii orașelor din Republica Moldova, au fost prezentate, simpozioane, au fost invitați și participați, înțelegi, miniștri, parlamentari, deci orașul Târgu Ocna a putut câștiga din punct de vedere al primarilor. O întrebare scurtă, nu cumva, dacă mi-amintesc eu bine, echipa de fotbal a orașului Târgu Ocna a participat tot în cadrul acestei organizații? Da, domnul președinte, noi am văzut rău de tot cei de la Târgu Ocna și ca drept informație s-au retras în Asociația Orașelor din România, sper să... Competiția ce mă urma să vă mai face multe victime. Da, iar ca o comentare, nici am înțeles eu data trecută, urma să stabilească la viitorul campionat al acestei fotbal. Orice mișcare, orice eveniment aduce turiști în oraș, noi suntem oraș turistic, fără turiști. Lăsați în salină, nu-i nașetic, văd acolo câștigător. Voiam să spun faptul că nu se pune problema de a nu fi de acord cu participare, prezența la această asociație. E normal să fim în drum cu tot ce se întâmplă în țara asta. Dar cotizația, că are permisul asta de a exploata de la un an la altul. Regulamentul, statutul asociației este prevăzut 0,5 lei de persoană, de locuitor din comunitate. Mi se pare mie că nu reflectă realitatea la Târgu Ocna. Dacă avem, după recensământ, 11.000 de locuitori, ar fi trebuit să plătim cât? Vreo 5.500, nu? Da. Sunt la 5.500 la 10.000, parcă eu sunt oricam... Dacă există tendința asta de a realiza niște creșteri așa, anuale, să știu, la anumită vaccinare, măcar să vii comunice cu un an înainte ca să știm ce place ne așteptă, putem digera. Însă cam mulți pe acolo trecători și care nu justifică prezența și îți plătiți banii contribuabili. Deci, acolo cu cotizația, dacă îmi permiteți o scurtă asta, ei au introdus, dacă ați văzut, într-adevăr, așa este cum spune domnul Lucu, până acum era 0,5 lei de cetățean, de persoană, de localitate. Acum văd că au sistematizat-o și au pus localitățile până în 5.000 de locuitori, un tarif între 5 și 10, între 10 și 20 și noi ne încadrăm acolo între 10 și 12.000. Între 10 și 12.500, pe de costă de lei și 10. Într-adevăr, apare o diferență destul de consistentă, dar acum știți cum este. Într-o organizație, într-un club, dacă vrei să intri, trebuie să respecti regulile. Și dacă ei au stabilit că să se majoreze la suma care este de 10.000 de euro... Dar nu schimb regulile timpul jocului, domnule președinte. Așa este. În consecință, vă rog să votați, dacă nu mai sunt alte discuții, cu vă dictează conștiința. Supun la vot. Cine este pentru?
Cine se abține? Au mai zburat 10 minute la buget. Deci, de 3 voturi. Abține. 3 abțineri, un vot împotrivă. Comisiei juridice este defavorabil, da? Nu, aviz defavorabil, de aviz defavorabil la noi. Favorabil. Favorabil, scuze. Nu ce am ieșit, da, scuzați. Ce avizul comisiei? În unanimitate, aviz favorabil. Da. Ce avizul comisiei economice tot favorabil? Dacă sunt discuții, vă rog. Da, eu cred că ar trebui să profite de această oportunitate și să ajutăm multe persoane sau familii care sunt cu venituri mici prin această asociație. Păi dacă ne-am uitat cu toții, cred că în expunerea de motive scrie acolo activitatea acestei asociații Crucea Roșie, cred că e mai mult decât necesară, este mondială. Da, da, da. Cred că este deasupra oricărei alte discuții. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Unanimitate de voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii UAT Oraș Covănești din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Avizul comisiei. Comisia juridică a avizat negativ. 5 voturi împotrivă, 2 abțineri. Avizul Comisiei Economice a fost favorabil, 3 voturi pentru, 2 abțineri. Vă rog dacă sunt discuții. Vă rog dacă sunt discuții. Domnul Iar, vă rog. Mă gândesc că poate cineva a informat mai bine din executiv să ni se prezinte ce se întâmplă de fapt de vor să fie eliminați acești oameni. Eu constat că asociația asta de dezvoltare intercomunitară are creată pentru anumite scopuri. Eu folos o primă rând la cetățean. Și spune el, îmbunătățirea calității serviciului în condițiile unor tarife și sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și pe principiul poluatorul plătește. De aici plec de la ideea, fiindcă am fost o mare parte dintre noi în vizită la Covănești și am văzut că ia o societate și face sertarea bunoiului menajer. În condițiile astea, ei duc o cantitate mai mică la Covănești, la Bacău, pardon, la groapă, și cei din asociații vor să se plătească la numărul de locuitori, cât are în Comănești, ceea ce nu-i corect, din punctul meu de vedere. Păi dacă acolo s-au luat niște măsuri pentru a diminua corectarea asta, cum să spun, într-o cantitate mai mare, și s-a dus la o cantitate mai mică de locuri, m-am și intimidat, nu cred că este cazul să eliminăm pe ăsta. Adică el respectă regula jocului impusă și de comunitatea Uniunii Europeană și noi acum venim și dăm în cap. Dacă aveți o altă informație, domnul primar sau cine, stăm alt cumva de vor. Dacă mai sunt și alte întrebări, ca atunci când cere domnul primar să ne facă și informare și asta, vă rog. Am văzut un interviu al domnului primar Ion Vedel, de la Comănești, prin care spune așa, că el nu a cerut excluderea din ATIS, el respectă tot regulamentul ATIS-ului, vrea să ducă gunoiul la Bacău, dar plătit la cantitate, ceea ce mi se pare logic și corect, și cum am susținut și eu în mai multe ședințe, da? Nu la număr de locuitori. Dacă aprobăm cu excluderea, ei iau și un plan B pe care se descurcă. Nu e o problemă că le excludem din ADIS. Dar noi consfințim ADIS-ul
să ne crească taxele cât vor ei. La Comănești au reușit să scadă taxele în zona rurală, deci care nu ține de urban. La urban s-au aliniat la taxa care a zis-o Adisul, de 9,7. Așa? Și ei merg foarte bine pe reciclarea bolului, ca a spus că a scos la ecobarea Muntelui. Și este un exemplu de urmat. Noi nu am putut urma exemplu, deși mi-a fi plăcut, cu compania noastră cu. Alte întrebări? Dacă mai sunt, domnul Roșet, vă rog. Sunt și eu gătuit de emoție și vă să caut să-mi regăsesc cuvintele și sper să și reușesc. Voi exprima niște chestiuni de principiu. De la bun început, când am intrat în această colectivitate selectă, Consiliul Local, nu mi-a sunat deloc bine la ureche noțiunea sau Adis și Adin, cuvintele, ca atare. După aia m-am documentat și am văzut că sunt vorba de niște entități județene la care și orașul Târgu Ocna cu onoare face cinci din acele cuvinte. Dar ce constat? Odată intrați ca bine, cum a intrat și România în Uniunea Europeană, orașul Târgu Ocna și-a pierdut din suveranitate. Nu înțeleg dumneavoastră în termen politic, diplomatic al cuvântului. Și cum ne se cântă, așa jucăm. Adică, și dacă cineva, știu eu, mișcă în front, se iau măsuri disciplinare. Și de ce spun că dacă am avea oarecare libertate de a ne pronunța, de a hotărâi, nu ne-ar trimite domnii de la Bacău și model de hotărâre și model de raport de specialitate și model de expunere de motive. Deci ne dăm ură în gură, noi n-avem decât un singur lucru de făcut. Să zicem, da ori ba. Cumva am citit și cele ce susține Comănești. Doamne, suntem de acord să intrăm în sistemul ăsta integral cu Ecosud, cu nu știu ce. Dar au pus și ei niște condiții. N-au mers odată. Da, și cu asta voastră. Ei, se pare că cei ce au susținut dumnealor și și-au manifestat oarecum independența. Puțină independență nu le-a convenit celor de la Adis. Și atunci, gata. Îi dăm afară și luăm și măsuri de sancționare și de ce mai acolo. Deci, o astfel de manieră de a ne se impune autorității deliberative niște ordine din afară, nu mi se par corect. Pe de altă parte, se pare că suntem în fața unui fapt împlinit. Adică, am intrat în vor, trebuie să jucăm. Asta e lucrul. Despre avantaje, despre... sunt multe lucruri. Cum a câștigat Ecosud cu acea licitație, nu știu dacă pe toată țara sau numai pe Bacău, nu știu. Dar nu este corect. Ar trebui ca fiecare unitate administrativă teritorială să-și gestioneze interesele potrivit legii și cum e mai corect pentru populație, nu cu reguli impuse din afară. Asta ar fi opinia mea. Deci, din totdeauna nu am fost de acord ca să fiu supusul necondiționat al cuiva. Nu-i corect așa. Dacă nu mai... Ai luat ceva de completat? Nu. Ar mai fi multe de spus, dar mă... Am să spun și eu câteva cuvinte, să spun și o părere, după care dacă nu-i considerat, sigur. Eu zic că în momentul în care ești pro-asociație și
E o asociație democratică, trebuie să respecti regulile când ai intrat în această asociație, ți-ai asumat niște lucruri și trebuie să le respecti până la capăt. În condițiile în care, pe parcurs, să zicem, nu le mai respecti, sigur le poate aduce în discuții pentru renegociere. Dar la fel de bine, dacă prin renegociere nu ai ajuns la un rezultat dorit și totuși tu nu vrei să respecti regulile în continuare care nu ți-au fost acceptate, noile reguli care nu ți-au fost acceptate, atunci apare, ține în balon reacția ori de retragere dintr-o parte, ori de excludere din cealaltă. Și aici avem foarte, foarte bun exemplu macro la Brexit. Marea Britanie n-a mai dorit, a făcut referendum, s-a retras și plătește daunele care s-au produs de pentru inconsecvență. Eu cred că suntem într-o relativă situație asemănătoare. Când s-a înființat ADIS-ul, s-au pus bazele unor principii, s-au semnat și au luat toate OAT-urile și au luat niște angajamente care, acum, dacă nu vor să le mai respecte, este foarte bine, nimeni nu le impune, de asta încă o dată spun, nu este dictatură. Dar cred că ADIS-ul, în consecință, dacă oricare membru nu-și plătește, pentru că atunci haideți să ne imaginăm următoarea chestiune. Fiecare membru să încerce să repună în discuție condițiile aderării. Și atunci s-ar alege haosul. Și eu, părerea mea este că cumva ADIS-ul a avut legitimă solicitarea democratică, cu o să punem la vot, pentru excludere. Asta nu înseamnă că e vreo tragedie. Este un vot democratic și ce o să fie, aia o să fie. Ce o să decidă toate OAT-urile, ce o să decidă majoritatea, asta e regula democrației. Minoritatea se supune majorității. Domnul Măciucu, vă rog. Deci, încă o dată. Comăneștiul respectă toate, tot ce și-a angajat la ADIS. Au venit cu un amendament, cum e și normal, cum ar trebui să facem și noi. Să plătim la cantitate. Domnul Măciucu, care nu a fost acceptat. Care nu a fost ADIS-ul, acceptat. Pentru că ADIS-ul este o instituție politizată din care se câștigă foarte mulți bani pe spinarea cetățenilor. Domnul Măciucu, dumneavoastră respectați de limitație? Da. Adică da. Să-și poate. Mă rog, da. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu că Brexit-ul. Pentru că acolo englezii au cerut ei să iasă, din păcate le propune să plece. Deci, în stat. Fondul problemei, considerul că nu e la OAT-ul, este în adunarea generală a acționarilor de la ADIS, unde și noi avem un reprezentant, și acolo se poate hotărâ modul cel mai clar. Și treaba banii de urmă, pe partea ăla sau la urmă. E o chestiune de a mai pune încă pe cineva să întărească o regulă. Să se hotărască la nivelul, cred că deja s-a hotărât la nivelul. ADIS-ul. Și da, da. Dacă acolo e o decizie, mi se pare mie că vrem sau nu vrem, pentru că ne-am dat cu părerea și când a fost vorba de tarife și de alte minuni, și dacă ele au fost impuse și aprobate în ADIS, îți lege pentru toate toate. Dar ultra-democratic este ca totuși Consiliul Local să-i dea mandat domnului primar. Domnul primar reprezintă OAT-ul, dar totodată reprezintă și Consiliul Local, care este deliberativ de program. Și atunci să nu apară toată răspunderea pe domnul primar, se duce reprezentat în ADIS și să spună da sau nu, pentru excludere sau nu, și atunci e normal să fie întărită de un vot al OAT-ului. Și domnul primar să exprime în ADIS, de fapt, voința Consiliului Local. De asta, dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog, domnul Roșeț. Apropo de Brexit, sincer să fiu, și eu sunt îngrijorat de Marea Britanie. Vai de capul lor, și o să pățească. Da, ne întoarcem la oile noastre. Și vedem la articolul 2, se apropă analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii prevăzute la articolul 1 din prezenta hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul asociației excluse. Bănuiesc, vorbesc eu sau? Vă rog, vă rog. Așa, ca să nu. Eu, când vorbesc și altul, știți că sunt mut, dar de-aia îmi stă cuvântul,
chiar dacă vorbesc mai rar, până la urmă o scoate-o la capăt. Deci, probabil că tot de acolo de sus de la Adis se va calcula care sunt consecințele economico-financiare, deși le aprobăm și noi, cum am aprobat și cu tare și cu tare și cu tare. Dar acum, întrebare, dacă se iscă un litigiu de natură comercială în instanță și are câștig de cauză Consiliul Local sau UAT, iar un termen care îmi place, orașul Comănești, ca unitatea administrativă teritorială, dacă are câștig de cauză și o să fie tras la răspundere toți cei care au aprobat respingerea hotărârea de excludere. Adică UAT-ul. Poftim? Adică UAT-ul. Să nu se întreagă cineva că își poate fi tras la răspundere consilierii care au votat asta sau așa. Nu dau seama de consecințe. Eu vorbesc în numele, nu? Și alegătorul care stau în spatele meu și au dumneavoastră. Deci sunt consecințe și de altă natură, la care trebuie să ne gândim. Posibil ca să nu aibă niciun câștig de cauză orașul Comănești. Dar trebuie să avem în vedere și aceste eventualități. Domnul Drecăpar, justiția în România este separarea puterilor în stat, justiția are loc cu ei, ce vă face? Va hotărâ justiția dacă pe speța cauză, aia va hotărâ. Bine, acum nu pot să spun ca chestia cu drogul de sare, știi? Ce să spune? Domnul Rusu, voiam să spun. Mulțumesc, domnule. Nu mai spun. Trebuie să supuneți la vorba. Nu, vreau să fac greșeală. Vă rog, domnule. Chiar dacă facem și noi parte din ADIS, nu cred că e treaba noastră a consilierilor, odată ce sunt reprezentant, să ne spunem noi părerea. De aceea eu la acest punct să mă abțin. Deci chiar nu este treaba noastră. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Da? Nu mai sunt discuții, supun la vot cine este pentru. Cine se abține? Cine este împotrivă? Dacă sunt ok, le semnez și să meargă lucrurile mai departe.
Din păcate, luni când am venit la ședință, am constatat următoarele lucruri. Odată, că nu erau semnate de către membrii comisiei, decât de domnul Bosco. Toate notele care sunt în listele dumneavoastră, punctajele care sunt în listele care le aveți fiecare la mapă, erau puse în creion. Luând anumite dosare în discuții, să ne uităm în anumite dosare, am constatat că s-au ridicat următoarele probleme. Am găsit un dosar în care nu era adusă adeverința de salariat a unei persoane. Asta au fost trei dosare. Deci nu au fost actualizate documentele în ceea ce privește situația locului de muncă ca să fie pe teritoriul orașului Târgu Ocna, ca să se încadreze la condițiile de acordare de locuință. Într-un alt dosar a fost greșit punctajul. Adică cererea care a fost făcută nu avea vechimea de mai mult de 3 ani și în loc să îi se acorde cum îi se acordase 9 puncte, s-au acordat în mod corect și real 6. Au mai fost și alte mici incidente, dar eu mă rezum doar la acestea. Lucru pentru care am convenit în ședința de luni să refacem aceste liste, să reverificăm toate dosarele, în așa fel încât atunci când vor veni aceste liste în fața dumneavoastră, să avem convingerea că sunt 100% corecte, făcute pe analiză concretă și eficientă și cu simț de răspundere, în așa fel încât să nu creăm vreo discuție sau vreo posibilitate de a fi contestați în ceea ce am adoptat. Adică să nu existe un cetățean în orașul Târgu Ocna care să poată să pună sub semnul îndoielii rezultatele unei comisii din autoritatea primăriei sau a Consiliului Local. De asta, eu propunerea mea la ora asta și implicit a Comisiei Economice este de a da o hotărâre în ceea ce privește cum vom trata acest subiect, adică au făcut, să vă spun un pic mai pe larg subiectul. Deci au fost și câteva cereri de schimb de locuință. Dintre cei care au făcut cereri de schimb de locuință, am constatat că sunt persoane care întrunesc la vechiul contract care au acumulat niște datorii fantastice. Am dat undeva 1900 de lei. Deci, care este, cred că, datoria, chiria pe vreo 2 ani și ceva. Și atunci vă întreb, pentru că în regulamentul de acordare nu scrie, nu precizează expres, dacă poți să-i dai unui om care îndeplinește condițiile de reziliere a contractului, să-i dai schimb de locuință sau nu-i dai. Și eu atunci vă propun, pentru că condițiile de reziliere sunt mai multe, și pentru distrugere, pentru furt închiriere, pentru părăsirea locuinței, pentru acumularea de datorii, etc. Eu atunci vă propun să nu poată să fie intrat în analiză. Deci în analiză să nu intre, nu să îl punem totuși să evaluăm dosarul și când își va rectifica el problemele care le are, să îi dăm locuința. Nu, să nu intre în analiză dacă întrunește condițiile de reziliere a vechiului contract. Și, totodată, să respingem actualele liste, care eu, vă spun sincer, nu am convingerea că sunt făcute cum trebuie, și să le aducem într-o ședință viitoare. Adică, luna viitoare. Dacă aveți alte discuții, alte propuneri, alte... Pentru dumneavoastră, domnul doctor, aș vrea să vă întreb, cum s-a ajuns la o datorie de 2 ani de zile, dar să spuneți că condiții de reziliere? Maxim 3 luni, poate. Și cum s-a ajuns la datorie la 2 ani și ceva de neplat? Eu vă pot răspunde, dar cred că cel mai competent ar fi să răspundă cel care răspunde de asta, de supravegherea acestor contracte de închiriere. A, deci sunt probleme și acolo. Nu știu. Deci, chestia este în felul următor. Așa funcționează lucrurile. În cadrul acestei comisii se face doar acordarea. Evaluarea și acordarea. De derulare a acestor contracte este o persoană numită din cadrul primăriei care se ocupă de chestiunea aceasta. Eu sunt convins, tu poți să dea răspunsul. Ce pot să intuiesc este în felul următor. Ei cred că au trimis notificări. Și până la rezilierea contractului, până la trimiterea în judecată, până la obținerea hotărârii definitivă sau nu știu ce decizie, ăla a stat în continuare acolo și a acumulat datoriile și l-am mai plătit. Asta cred că este... Nu știu, dacă... Tot un nostru, vă rog, avea schimb. Așa nu pot răspunde eu. Persoana în cauză a fost acționată în instanță, e adevărat, exact acesta a fost parcursul ei. S-a obținut o sentință definitivă și irrevocabilă și în prezent
executat, persoana respectivă plătește lunar pe poprile de salariu. Plătește lunar, și stă în continuare. Pe instanța nu i-a aprobat evacuarea. Ar fi trebuit să ne aprobe inclusiv evacuarea. Înseamnă că nu ar trebui să introducem în, la modul de abordare a locuințelor anilor. Ce-am propus eu, da. Deci, încă o dată, deci, după, cred că ați înțeles foarte bine ce propunerea pe care am vrut să vă fac. Deci, clar că nu poate să... Deci, e clar că nu poate să facă obiectul unei cereri de schimb de locuință o persoană care ia întâlnește condițiile de reziliere. Pentru mine este clar. Numai că nu este prevăzut asta, chestiunea asta reclamă. Și o să vă supun să adoptăm în cadrul acestei proiecte de hotărâre hotărârea în felul următor. Se respinge lista actuală și se aprobă amendamentul care să nu facă, să nu poate face obiectul evaluării dosarelor de schimb de locuință dacă împlinește condițiile de reziliere. Domnul Mătărâr. Da, domnul președinte, sunt la casă și nu este vorba de familie cu doi copii. Dacă instanța a hotărât că nu se reziliază contractul, noi nu putem fi mai presuri decât de instanța. Este clar. În timpul procesului am mai aplicat o sumă de bani și propoate. Și am dat seama că al fi evacuat, nu rezolvam. Ne făceam într-o altă sferă, în cazuri sociale, dar am informații de citatul familiei, să zic că bărbatul are de curând în serviciu și cred că prin angajamentul pe care sunt date și de pe motivația pe instanță și doi copii de mate cazuri, el întrebarea rămâne. Este pe o mare accidentă și plătește. Întrebarea rămâne. El a făcut o cerere de schimb de locuință. Exact. Noi cum îl tratăm? Pentru că acum prevederea în regulament nu avem. Îi dăm schimb de locuință? Eu sau cred că este corect să-i ajungăm pentru că instanța, prin hotărârea care au dat, ne ajută. Creăm un precedent dacă noi aprobăm sau nu. Dar nu putem da în eu atunci vă sau într-o garsonieră, doi adulți și doi copii. Eu vă propun atunci altceva, dacă e, merge pe considerentul ăsta. Haideți să tratăm toate cadrurile de excepție care ar putea să apară, dar să stabilim o regulă generală, iar toate cadrurile care apar ca excepții de la regulă, atunci să aducem la cunoștința Consiliului Local și să se adopte un angajament personal pe persoană. Domnul, atâta vreme cât instanța a dat o hotărâre, dar pe chestiunea strict a locuinții, bunătății de locuit pe care o are la ora actuală, care i-am ținut din vorba de o garsonieră. Faptul că el și-a permis mai mult decât atât o plusată ca la cărți și a zis, bă, vreau mai mult, hai să îi vreau cu două camere. Prima dată să rezolvi problema cu camera la lui și dacă la arul îndeplinește condițiile pentru a-și face schimbul, face schimbul. El dacă n-a fost în stare să-și plătească garsoniera atâtea luni, de zile, mi se pare că totul e o problemă și pe instanța i-a îngăduit să rămână acolo. Că ar fi rămas fără locuință deloc. A ținut cont de copii și toate celelalte. Nu știu dacă e regulă sau nu e regulă, dar trebuie să găsim o formulă în ideea de a nu crea animozități în rândul altora care stau acolo pe rând, la rând. Trebuie să ținem cont de faptul că în luna martie, așa a fost procedura, cam s-a propus partiția în funcție de numărul de puncte pe care l-au avut acumulat de cei care au făcut dosarele în sens de a obține o locuință ANR. Cred că tot în ideea asta a venit și data asta propunerea. Faptul că au apărut niște probleme, nu știu dacă le-ar deranja că am adunat o lună de ține să analizez încă o dată mai bine și pe viitor nu se mai regăsească astfel de situații. Pentru că chiar e deranjează, deranjează domnul, și eu cel puțin pe mine mă deranjează fabulos de tare, pentru că sunt membru comisiei respectivă și eu nu vreau să apaneze cel puțin asupra mea, dacă pentru Consiliul Local poate vă este indiferent, dar pentru, pentru emblema mea eu nu vreau să fie nicio. Și să vă mai spun încă o chestiune pentru ce nu înțeleg celeritatea ca la urmă. Pentru că noi nu avem în fondul de locuințe actualmente, nu avem locuri diferite. Deci noi aprobăm o listă care de fapt, nu știu, satisfacem niște orgolii sau, mă rog, dăm că satisfacție unor persoane care, încă o dată, atrag atenția. Noi nu avem convingerea că această listă este făcută corect. Și deci, în consecință, ne asumăm tot. Domnul președinte, mai aprobăm o listă, dar din experiența anilor trecuți,
Deci pe parcursul a 12 luni de zile, cam 30 de locuințe au fost eliberate și cei de pe liste, în ordinea acestui punctaj, au ocupat. De acord, dar dacă am aprobat lista astăzi... Asta e negativă, nu știu cum se eliberează. Dacă am aprobat lista astăzi, până luna viitoare, nu cred că ar intra în locuințe mai mult de 1-2 persoane. Eu nu cred. Domnul Rău, ce sunt de aici? Domnule președinte, cum să spun? Încercați și ne ridicați mingea la filio. Noi n-am venit să îi returnăm. Să returnăm și să ne consumăm, babarea noastră. Deci, deși v-ați exprimat îndoială că listele nu sunt corecte întocmite. Nu sunt semnate de nimeni, vedeți? Păi, cu atât mai mult. Nu sunt semnate de nimeni listele. Bun. Mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Deci vă exprimați îndoială. N-ați semnat un act pe care trebuia să-l verificați și să-l semnați, nu? Și totuși ne se aduce în fața noastră a Consiliului Local, vă rog frumos să fiți atenți, și ăsta e noastră. Deci ne se aduce în față un proiect de hotărâre pe care noi îl putem aproba sau nu, fără să avem certitudine că aprobăm ceva legal. Și acum, pentru că voi face intervenții și la celorlalte punct, aș ruga și înainte de a ruga, adresa rugămintea, vreau să-l asigur și pe domnul primar și pe doamna secretar, din întreaga mea prețuire și ceea ce preferirile care le voi face pe parcurs nu sunt nici rău intenționate și nici rău voitoare. Deci, va trebui autoritatea executivă, cu aparatul care are în jurul acestei autorități care există, să vină în fața Consiliului Local cu lucruri clare, argumentate și nu de natura care ne sunt prezentate, inclusiv cu acest proiect de hotărâre. Pentru că acum noi suntem puși în situația următoare. Ori aprobăm proiectul de hotărâre așa cum este prezentat, adică lista de priorități și respingerea celorlalte cereri care nu sunt justificate, sau respingem în tot acest proiect de hotărâre. Cât privește amendamentul care v-ați propus, este drept. Fiecare consilier poate să facă amendamente la hotărâri, da? Ei, trebuie să verificăm, iar din nou, dacă sunt pe text de lege, dacă sunt, și dacă nu se impune, că am înțeles că e un regulament cu AMR-ul ăsta. Dacă nu se impune amendarea regulamentului în sine, cu astfel de propunere. Deci nu putem, ni s-a dus în față tot felul de hotărâri și noi suntem în situația să ne dăm cu părerea că e legal, că nu e legal, că nu știu. De aceea aș dori mai multă acuratețe și mai multă, cum să spun, am mai spus-o și altă dată, să fim tratați cu condescendența necesară. Asta e adevărat. Pe mine mă deranjează. Am mai ridicat problema asta de când sunt în membru acestei consilii. Să fim tratați așa cum prevede legea. Pentru că și noi tratăm la rândul nostru cu respect cealaltă autoritate. Și când vii în fața Consiliului Local, vii cu lucrurile clare. Expunerile de motive, raport de specialitate, hotărârea, mă îndrept și în fapt motivat și așa mai departe. Și atunci noi avem garanția că votăm ceva care-i corect. Deci noi acum suntem puși sub semnul întrebării. Dar de ce se permite angajatului aparatului propriu să bage pe ordinea de zi o astfel de problemă, dacă ea nu este clară? Deci, repet, eu acest mod de
de a fi tratat și de a fi, de a mi se aduce în față mie, în calitate de consilier local, nu sunt de acord și nu le ați. Dacă mai sunt alte discuții. Domnul consilier, aveți acest material pe care l-am inițiat și fără această comisie de verificare a dosarului a fost sprijinit domnul consilier Bucuraurel. Legea nu prevede, să fie consiliat, dar pentru transparență l-am primit și dânsul chiar a fost de ajutor comisiei. Comisia nu a semnat aceste fișe până nu a venit și dânsul în comisie și am înțeles că au fost 3 dosare pentru cerere, un dosar cu punctaj greșit, probleme care s-au rezolvat atunci când a avut comisie. Toate aceste documente sunt semnate de funcționari publici și care își asumă această responsabilitate. Răspund pentru tot ce au scris acolo. Tradiția, așa cum spunea domnul Ruțu, este că fiecare lună martie noi aprobăm aceste liste. Le aprobăm o dată pe an și sunt tineri care așteaptă de anul trecut cu cererea să vadă și el dacă se încadrează, nu se încadrează și ce punctaj ar obține. Aici avem Comisia Socială de Analiza Solicitărilor pentru Repartizarea de Locuințe. Președinte Drăgănuță Nicolae, viceprimarul orașului care l-a semnat. Spânul Ionel nu a semnat, Dichiseanu a semnat, Moscova Vasile a semnat, Mimpovski Laura a semnat, Bucuraurel a semnat. Deci din 2, 4, 6, 7 persoane nu au semnat Bucuraurel și Comunteanu Alina și 3 persoane. Din cocerii medicali, Comunteanu Alina. Acum, cei care își asumă această responsabilitate, de când se dau aceste liste, au funcționat. Nu cred că este normal ca un număr de 34 de tineri care sunt pe listă și alți 56 cărora li s-a respins aceste cereri, să îi mai amânăm. Pentru că, pentru cei care sunt pe listă, și aici asigur că propunerea făcută de domnul Bucur, și-a însușit-o și executivul, în sensul că atunci când primește altă locuință, el nu trebuie să aibă niciodată refuz. Nu putem schimba nici lucrurile în timpul jocului. În sensul că tot ce doriți dumneavoastră să introduceți acum, sigur, să poate lua regulamentul, introduce și sigur că toți cei care au condiții de reziliere a contractului să nu mai poate fi puși pe această listă de prioritate. Dar așa cum este acest caz, pe care îl cunoaștem foarte bine, în care instanța a hotărât să nu le fac cont, noi l-am trecut că poate avea să facă schimb, dar până face schimbul trebuie să nu aibă datorii. De asemenea, în momentul când face schimbul, locuința pe care o predă trebuie să nu aibă datorii pe utilități, sigur că nu trebuie să aibă datorii pe la chirie. Deci s-a rezolvat cumva și această solicitare care s-a făcut aici. Ce se întâmplă? Din cei care s-au înscris, vedeți, 56 au fost respinși pentru că nu au adus document. Această listă este publică. Toată lumea are acces la ea și cel care are un punctaj mai mic sau mai mare, pentru că acest punctaj s-a dat pentru o grilă, pe care au avut-o fiecare care s-a înscris. Și gândiți-vă că chiar dacă ne-ar scăpa nouă ceva, cel care are punctaj mai mic vine și verifică. De ce are Popescu mai mult ca mine? Pentru că lista se afișează. De asemenea, există... Nu, e adevărat. Toate listele afișate. Nu, el are acces numai la dosarul lui. Nu știe ce este dosarul celorlalți. Are acces la toate listele. Din tradiția care există, chiar dacă au fost și mai sunt și 7 zile de contestație, în care fiecare poate să vină. Unul a adus, pe dau un caz. Cele 3 adeverințe, 2 erau în creștere de copii și nu avea diferența, nu avea adeverință. Continuitate. Avea continuitate. S-a analizat în comisie, domnule, dacă e creșterea copilului, nu are cum să aducă adeverință. Dar a demonstrat că m-a dat un caz. Și atunci, haideți să aprobăm lista așa cum am propus-o. Toți cei care sunt nemulțumiți au prioritate, pot să vină să vadă de ce cei 56 și grăbim lista care are un punctaj și cu cei care pot lua această locuință. Adică majoritatea sunt mulți din cei 34 care vor schimb, dar sunt și cei care doresc. ANL-ul este în faza în care se lucrează la fundație. El are termenul un an de zile. Mai discutăm până când se va finaliza. Deci nu pot cei din executiv, salariații care se ocupă de această problemă, să facă, așa cum s-a afirmat aici, să nu le spun, să o abatem de la reguli, pentru că cetățeanul vede, știe exact că el are 26 de puncte,
Și dacă a văzut domnul cu 27, a sărit în sus. Nu cred, observațiile s-au însușit de comisie, cred că s-au și rezolvat parțial în comisie și cred că trebuie să dăm drumul la listă așa cum este, urmând ca să corecteze din toți cei care sunt. El când se vede afișat, ca să dau un exemplu, chiar ați m-a sunat cineva. Și domnul a văzut lista pe internet și ea s-a dat, eu sunt fără adeverință. Păi ești fără adeverință, dar dacă o aduc mâine, pot să o aduc, o aduc în cele 7 zile care ai contestat și reglementăm situația. Dar dacă nu dăm drumul la această listă, eu știu ce probleme au avut colegii din primărie, care au făcut câte 2-3 adrese la cei care au depus cereri. El a depus o cerere acum un an de zile sau acum 2 ani de zile, care a adus o adeverință de salariat. Acum mai s-a cerut iar adeverință de salariat. Unii au adus-o, unii n-au adus-o. Și atunci el zice, domnule, ce să mai aduc, că tot nu sunt prins pe niciodată pe listă și eu nu mai am acces la lista asta. Au numai ei acolo, aranjează. Și așa cum de 10 ani de zile, dar el când se vede pe lista asta pus acum, el poate să vină și să vadă care este situația. Eu nu cred că funcționarii publici își permit să nu respecte regulamentul și cred că trebuie dat drumul la listă așa cum este și apoi se fac corecturile toate necesare așa cum poate să le facă fiecare. Președintele comisiei garantează pentru lucrurile astea? Nu, o secundă. Da? Domnul Roșe, vă rog. După aceea, domnul Roșe. Vă mărturisesc că sunt de ce în ce mai neclar și mai băgat în ceață. Pentru că domnul primar susține una, domnul Bucur, care face parte din comisie, susține cumva contrară. Ar trebui să-i credim pe amândoi sau să punem sub semnul întrebării credibilitatea unui așa oameni. Dar eu nu fac așa ceva. Spune domnul primar să dăm domnul la listă. Întrebarea care mi-o pun eu așa, mie însumi. De ce atâta gravă? Că dumneavoastră nu sunt spații suficient. Doi, le afișăm sau sunt afișate și pot fi contestate. Îmi pun întrebarea, cine soluționează contestații? Trebuie să fie, eu nu știu, dar trebuie să răspund cineva. Cine soluționează? Și dacă ne admite, cum rămâne cu lista aprobată? Deci iată câte întrebări se pun în situația când lucrurile nu sunt limpezi în fața autorității deliberative. De asta am spus și am exprimat prețuirea și respectul care l-am pentru domnul primar, pe care o cunosc mai înainte din dumneavoastră. Și față de doamna secretară. Am motive și obiective și subiective să-i prețuiesc. Dar îi rog, îi conjur să vină foarte bine și pregătiți în fața noastră. Pentru că am mai mărturisit eu. Am impresia de-a lungul timpului. Când noi suntem o clasă de elevi, așa, primar, gimnazia, dar oricum nu de studii medii, și vine cineva și copii cu tare, nu știu cine mai spune, și că o poveste, nu știu. Pentru că există și această, cum să spun, această posibilitate verbală de a se face credit. Și atunci revin și rog mai multă grijă în pregătirea hotărârilor, proiectelor de hotărâri care se aducă în fața noastră. Asta este. Și o chestie, dar nu superi domnul primar, iar îl asigur din respect pentru mine. M-am mai uitat și eu la alte entități. Pe postul ăla, acum. No. Și dacă noi suntem, cum spun, două autorități deliberatări executive, față de care legea nu prevede niciun fel de subordonare. Înțelegeți? Domnul primar participă de drept. Mi se pare necuvenit din partea noastră ca domnia sa, de fiecare dată când ia cuvântul, să se ridice în picioare. Deci, da. Și noi rugăm să nu se mai facă acest gest, pentru că poate fi interpretat în două moduri. Ori că ne respectă prea mult și nu poate vorbi de jos, sau poate vrea să ne privească de sus. Trecem peste partea, să zic, amuzanta situației,
Dar asta e rugămintea mea personală, dumneavoastră. Va face cum va crede de cuvință. Dar mi se pare mai normal așa, mai lucrativ. Pot să dau răspuns, domnule. Eu mă ridic în picioare din respect pentru Consiliul Local și din respect pentru cetățenii care ne ascultă. Și de când mă știu eu, de 20 ceva de ani, întotdeauna am urmărit. Da, da. Mulți înainte, nu asta e problemă. Problema este alta. Ne obligați prin gestul dumneavoastră să ne ridicăm și pe ei. Face fiecare cum dorește. Am înțeles, da. S-a angajat în localități sau în străinătate. Și sunt ministrii care nu găsesc locuri, care lucrează ampli în orașul pe Golga sau unde. La și trebuie verificat la fiecare locuință în parte, se vadă. Și cei care îți datori și trebuie să respecte. Domnul Grozavo, vreau să vă informez că de domeniul public răspunde doamna Timbovski, și sigur împreună cu administratorul care are această obligație să verifice. Am avut două cazuri de care am și eu cunoștințe, care lucrau în străinătate și care vin și iar plătesc și iar pleacă, e puțin mai complicat. Dar dacă cunoașteți cazuri care închiriază, subînchiriază, este de motiv de evacuare și de întreruperea contractului. Și vom fi, sigur, de acord cu ce spune dumneavoastră și atenționăm în salariați. Eu mă bazez, domnul Roșeț, pe responsabilitatea unor funcționari publici care lucrează pe aceste liste și orice problemă apare aici, ei răspund. Da? Și gândiți-vă că sunt aici. Eu nu pot să neg capacitatea și competența și sinceritatea celor care scriu aici. Dar cum răspund, domnul? Deci ei răspund, așa cum spune legea, și material, și penal pentru ce au scris aici. Și atunci nu cred eu că discuțiile astea au fost întotdeauna în Consiliu. Dumneavoastră, nu vă asumați nicio răspundere. Dumneavoastră, ce vi s-a pus în față? Scrie aici trei puncte. Trei puncte răspunde cel care le-a pus. Și ce le-a pus semnătura. De aceea eu, întotdeauna doar listele astea, de cât s-a, tot timpul și domnul Nuțu știe, s-au aprobat, răspunde cine a avut. Dacă eu sunt persoana Popescu și am văzut în dosarul meu că mi s-a tăiat un punct, răspunde cel care a semnat aici. Cel care a verificat și am văzut. De ce spun că este această responsabilitate? Și de aceea cred eu că nu-și permite nimeni să facă greșeli de la aceste liste. Că dacă a făcut și a fost descoperit, este foarte grav. Dacă acum rog pe domnul Moscu, dacă permiteți, înainte de a-i da domnului Moscu cuvântul, mă mai gândesc dacă o facem, o să te consolie cu orice, dar v-aș întreba pe dumneavoastră atunci, cum de v-ați permis, domnul primar, să-i introduceți ca inițiativă acest proiect, dacă dumneavoastră l-ați semnat, să dețin inițiator, fără să aveți semnătura membrilor din acea comisie? Spuneți că nu și-ar permite nimeni. Dumneavoastră, cum de v-ați permis să-l introduceți fără semnăturile membrilor comisiei? Un aspect. Un al doilea aspect. Spuneți că răspund. Cum răspund? Prezent. Pentru că nu există prevederea, pentru că dacă și-au au făcut o greșeală aici și eu mutilat, practic, viitorul unui cetățean de acolo care și-a depus cererea, nu văd cum să răspundă. O să fie o neglijență serviciu, probabil. Și tot dumneavoastră a spus, domnul primar, mai devreme, că sunt în oraș și circulă această chestiune, această sintagmă, că se fac patrapați de buri și n-are rost să mai depun eu cererea acolo. Dumneavoastră a spus-o cu curaj dumneavoastră. Păi, nu e normal să apară astfel de chestiuni în oraș atâta timp cât noi aici nu avem lucrurile clare? Nu este normal, și aici îi dau răspunsul domnului Roșet mai devreme, care s-a pus problema de credibilitate între mine și dumneavoastră. Păi cum să pună? Eu am venit în fața dumneavoastră și v-am spus tuturor fapte. Ce s-au întâmplat? Eu v-am descris fapte. Nu v-am rugat nici să vă credeți pe cuvânt, nici să votați ceva care mi-o asum eu sau și-o asumă niște funcționari. Și acum am să vă mai fac o completare.
Pe care listă să o votăm, domnul primar? Cea care ne-a spus-o la materiale de ședință de vineri sau cea pe care o aveți dumneavoastră corectată și semnată de câțiva membri din comisie? Pe care listă să o semnăm? Să o aprobăm? Observați că există o... Vineri, când am trimis materialele, deși sâmbătă era ultima zi, când puteam să le trimit, comisia m-a informat că domnul Bucur nu a venit. Și a spus, fără domnul Bucur, nu semnați aceste liste, pentru că mi-a dus o părere și a fost chiar constructivă prezența dânsului acolo. Toate observațiile făcute erau în cadrul comisiei, în cadrul constructiv, și tot ce a observat dânsul, cele trei cereri, dosarul care a fost nu știu cum, au fost corectate. Lista a fost semnată luni când a venit dânsul, dânsul a refuzat să semneze, cum nu e la prima problemă care nu semnează, este opțiunea dânsului, dar după ce au fost toate listele semnate, au ajuns materialele. Deci nu-mi permiteam să vin în fața noastră fără ca specialiștii care adună cereri și care răspund pentru acest lucru să aibă material. Deci răspunsul la această întrebare. Sigur, se discută multe, se discută de toți, că suntem persoane publice, și de domnul Bucur, și de mine, și de alții din Consiliul Local. Sigur, faptele sunt cele care trebuie să ne... cetățenii vor judeca după faptele noastre. Eu v-am spus că faceți cum doriți, votul este al dumneavoastră, însă nu putem să mai amânăm o lună, două, trei, această listă, numai pe motivul că cineva presupune. Dacă dumneavoastră aveți concret, și acum în ședință, și în comisie, și în ședința din comisie s-au făcut propuneri, puteți modifica ceva din ea. Nu putem afecta 34 de cetățeni care sunt pe listă și pe cei 56 care au dreptul să mai vină cu un document în cele 7 zile, să-i mai amânăm. Pe considerentul, eu vă spun acum că această listă poate fi verificată de oricine și nu cred că se mai găsesc alte abateri decât cele care le-au constatat și care le-au și identificat. Da, mulțumesc. Domnilor colegi, cum au o secundă, că eu, nu știu, mă repugnă, îmi crește pulsul și deja cred că o iau la asta. Domnule, când văd că se minte, da, se minte cras. Domnul primar, cum ziceți dumneavoastră că eu, datorită faptului că n-am venit eu și n-am semnat eu bine în materialele, ați cerut și celorlalți să nu le semneze, atâta timp cât toate punctajele respective erau făcute în creion și discutate doar de domnul Moscu. Toți ceilalți membri ai comisiei au luat act când am venit eu luni dimineața despre ce este conținutul dosarelor. Și atunci s-au făcut mențiunile. Și nu eu le-am descoperit, dragi domnul consilier, ci le-au făcut ceilalți membri ai comisiilor, toate cele ce vi le-am relatat. Deci aceste dosare, stimați colegi, nu au fost analizate, studiate, întocmit o listă cu responsabilitate în termenul când ar fi trebuit făcută. Iar eu am fost sunat pentru prima dată să particip la această comisie vineri. Vineri. Ori, într-un cadru normal, ar fi trebuit să fiu anunțat cu mult timp înainte. Și vă mai fac un pachet o mărturisire. Eu nu am convingerea la ora asta, că domnul primar spunea acolo că li s-au trimis adrese de înștiințare să-și completeze dosarele, etc., etc. Cum ne-au fost trimise, domnul primar? Prin scrisoare, prin poștă, care cum știm dacă a ajuns sau n-a ajuns, sau cum de a ajuns? Că nu cred că au fost făcută trimitere cu scrisoare, cu confirmare de primire. Pentru că am convingerea, 100% acum am convingerea, că nu cred că li s-a trimis tuturor care erau pe listele, care și-au depus dosarele. De asta, probabil, că unele dosare de acolo nu au dosarele, documentele completate. Și rog comisia aici, în fața dumneavoastră, ca de fiecare dată de aici înainte, această corespondență să se facă pe bază de confirmare de primire. Ca să avem convingerea că respectivul a luat la cunoștință și deliberat el nu și-a completat dosarul. Nu să mergem pe presupunere, că poate poștașul nu i-a dus scrisoarea. Vă rog, domnul Roșet, întâi și poate domnul... N-aș fi făcut această intervenție dacă nu s-ar fi vorbit de responsabilități. Și atunci mă văd obligat să aduc în atenția dumneavoastră, de fapt, cum să spun, și un gest de aducere la cunoștință unor acte normative sau popularizarea legislației, cum spuneam o dată,
Și aș cita din legea 393 din 28 septembrie 2004 privind statutul aleșilor locali. Articolul la capitolul 7, răspunderea aleșilor locali, articolul 55. Și spun așa, aleșii locali, primar, consilier, da? Răspund în condițiile legii. Și spun, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor celorlalte. Acum, Doamne ferește să acuz pe cineva de o încălcare, doar atâta timp în discuție, că răspunderea nu este numai a funcționarului public. Este deopotrivă și autorității executive, și autorității deliberative, în măsura în care, prin acte, fapte care se reușesc, se încadrează la un ilicit. De natură administrativă, de natură penală, de natură civilă. Deci, departe, sau trebuie să conștientizeze fiecare că răspunderea de răspundere într-o formă sau alta pentru fapte ilicite nu se poate debarasa nimeni. Dacă funcționarul public a făcut o faptă de o anumită natură și cumva cineva l-a împins la acea faptă, atunci cel care l-a împins, l-a determinat, potrivit legii, este instigator. Nu autor, dar instigator. De asemenea, dacă s-a duce în fața autorității deliberative, niște lucruri care nu corespund adevărului, iar răspunderea se împarte. Deliberativul că n-a fost atent, ce votează. Executivul că a adus în fața deliberativului niște lucruri care nu sunt legale și așa mai departe. Deci eu nu zic că nu sunt legale cele ce s-au adus până aici. Dar vorbeam de răspundere în general. Deci nimeni nu se poate exonera de răspundere, indiferent de forma în care există această răspundere și nu se poate deroga de această răspundere. Că se mai practică și acum, și înainte vreme, că am trăit și vremurile trecute, era acea expresie, fuga de răspundere. Legat de alergător, de la atletism. Deci, și nu e prima dată când și mine s-a ducea, semna domnul secretar sau ce era mai... Și poate mână alte. Așa. Deci, vă rog frumos ca fiecare să-și asume răspunderea pentru ceea ce face. Atât. Nu mai așa vrea acum mai sunt date interpreții, dar nu am avut. Nu mai au răsit, domnul Sfânt. Pe când preconizați că ar putea fi gata locul lor de alele care se construiește în primar, posibilitatea de a fi dată o fază? La sfârșit anul. Să-și arăsă de anul următoare? Anul de execuția lucrării, termenul a fost anul de ieșit. În decembrie, am dat în decembrie. Pe 14 decembrie se plecă amplasament. Nu sunt motive de amânare, însă, dar atunci, acesta este mai mult. Domnul președinte, cu discuția prinse cu privire la analiza acestor dosare, într-adevăr, numărul total al membrilor din comisie este 7. Eu, ca președinte, care a fost în concediu, ce spunea că noastră toate comisiile a fost luni, revenirea din concediu a fost marți, bineînțeles că am analizat dosarele și puntajul și am ținut cont de recomandările dumneavoastră. Dar cred că e bine o recompletare a comisiei. Bineînțeles că și dumneavoastră trebuie să vă spuneți punctul de vedere, pentru că lipsesc foarte mulți membri din comisia asta, din 7, să fie doar 4. Dumneavoastră să vă exercitați, e total dreptul de verificare, să reveniți pe orice. Și mai pot fi numiți și alte persoane din domnul consilierilor. Sau poate ca și cei care sunt în comisie, că sunt bolani, că sunt în medical sau în medical, sau să fie locuiți, să fie o comisie completă. Și adică să fie transparență totală, pentru că tot atâtea și atâtea discuții să reluăm mai transparent, completate în comisie, că nimeni
ceva, pentru că timpul scoate la iveală. Și el zice, mai bine să, să refacem o verificare și a jucat cu perițea noastră o amânare și nu știu. Nu cred că e chiar de grav. Ați corectat sesizări de regulile de la fost? Deci, era vorba de sesizarea domnului Curtea. Nu era o adeverință, dar de fapt să vedem că persoana lucrase și este în creșterea copilului. Da? Și cu domnul Moscova mai discutat aici. Nu erau așezați în ordine alfabet cei care erau la același punctaj 41. Asta e o chestie de nuanță. S-a retras doamna domnișoara Corina, făcea parte din comisie, să fie scoasă din comisie și să-și joace, între ghilimele, și dânsa șansa corect, să reintre în, în analiza comisiei, da? Iar și ea să nu facă parte din comisie. Cam astea sunt recomandările. Eu, de fapt, doamna secretar, și ne-a spus că a fost lista actualizată, și în această listă Corina Stănu nu era, dar ea a trebuit să retragă pentru că făcea parte din comisie, dar i s-a luat un drept de a fi și ea, dintre cei care solicită. Deci, cum vreți, dacă ține de am... vreți să propuneți, că n-am înțeles foarte bine exact, vreți să propuneți să supun la vot o amânare sau nu? Ce consideră Consiliul local? Asta este. Deci mai suntem dispuși și la o reevaluare. S-a concluzionat aici mai multe chestii. Deci, în primul rând, este un proiect de hotărâre pe care executivul îl pune. Eu, în continuare, garantez pentru tot ce au făcut funcționarii publici din primărie și înțeleg că toate observațiile s-au făcut. Domnul Bucur a venit cu o propunere să introducem acea clauză pe cel care nu are, are datorii sau are condiții de excludere să nu beneficieze de aceste schimburi. Și asta putem să o facem în modificarea regulamentului ulterior. Nu schimbăm acum, că n-am ținut cont de asta. Eu vă garantez că nimeni nu primește repartiție și tot ce s-a discutat aici se va ține cont, dar blocarea ei acum o să o avem și peste o lună, și peste două, și pentru trei, garantat în aceeași formă. Și vă garantez că dacă cineva, în cele 7 zile de contestație, găsește că s-a pus un punct sau o virgulă în acest tabel, va răspunde cel care a greșit. Nu are cum să găsească niciun punct. Eu depun contestație eventual pe punctajul meu și nu mi-a fost evaluat corect dosarul meu. Eu nu am cum spun. Eu nu am de unde să știu ce este dosarele celelalte. După aceea, dacă adoptăm noi asta, dacă nu adoptăm asta, care este prejudiciul meu? Domnul... Da. Domnul președinte. Bun. Se supune la vot, se aprobă listele așa care sunt. Vorbește domnul primar de contestații. Cine soluționează contestații? Și dacă se admit într-un mod sau altul, ce se întâmplă cu aprobarea care dă Consiliul Local? Nu se schimbă lipsă drum. Cine se schimbă? Ordinea, domnului. Avem experiență de atâția ani de zile. Ascultați ce se întâmplă. Dacă cei care n-au depus documentații și aduce adeverința, o aduce în perioada de... Dar dacă eu aprob, domnule primar, iertați-mă, vă rog. Vă rog, da, spuneți. Dacă eu, Consiliul Local, aprob lista într-un anumit mod, e bătută în cuie. Nu, domnule. Este 7 zile contestații în care peste 7 zile, dacă sunt venit cu lista definitivă. Cine verifică contestații? Păi comisia și cei care o fac. Deci cel care face contestat și zice, domnule, eu am fost... Și atunci vine iar în contestat. Dar bineînțeles, da, uitați, așa a fost întotdeauna. A fost întotdeauna, domnule. Blocăm cu activitate. Uitați care este aspectul. Contestațiile care se fac, se fac pentru dosarul propriu. Eu nu pot să fac, dacă sunt pe listă, să fac contestație că cineva a primit un punctaj mai mare la altcineva. Și comisia respectivă, dacă va primi contestația, va putea să analizeze doar dosarul celui care l-a contestat și nu va mai relua încă o dată evaluarea întregii liste. Și ar putea să fie tot eronată. Nu contează, nu contează câte reclamații, câte contestații se vor aduce. Ea nu poate să modifice lista. Eventual, va primi la un punct, două în plus, dacă va primi. Doar atât. Dar nu se vor vedea celelalte dosare care au putut să fie favorizate. Dacă nu mai sunt alte discuții, grupul PSD va vota împotrivă, așa s-a discutat, și ce supun la vot pentru... Sunteți liderul dumneavoastră și le spuneți să puteți... Da, dacă dumneavoastră spuneți așa, așa este. Votați în
împotrivă. Da. Vă rog să supun la vot cine este pentru. Cine este pentru? Pentru a trece lista, de fapt nici nu știu care listă. E proiectul de hotărâre, un singur proiect de hotărâre este. Păi nu, este un singur proiect de hotărâre, dați-mi voie. Este un singur proiect de hotărâre, dar listele care mi-au fost supuse... Deci, dacă proiectul de hotărâre care l-a propus executivul ăsta... Nu comportă cu lista. Domnul proiectul de hotărâre. Proiectul este așa, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități. Deci dacă dumneavoastră vă acordați aprobați, înseamnă că aprobați lista care a fost făcută și v-a fost trimisă la mapă. Lista care este asta? Care este acum și la comisie. La fiecare comisie. S-a dat dosarul ăsta. Și semnată de toată lumea. Nu, domnul Oprea, adică încercați să duceți în eroare. Domnule, în comisie a fost lista cu toate semnăturile aprobate și cu toate corectările făcute din comisie. Domnul primar, care este lista? Cea care am primit-o pe e-mail? Nu, cea care ați primit-o în comisie. La juridică. Toate comisiile. Vă rog, domnilor consilieri, câți dintre dumneavoastră ați primit lista reactualizată, cea care a fost prezentată în comisie juridică? Câți? Eu nu am primit-o. Nu a fost lista reactualizată, că a rămas aceeași listă. Domnilor consilieri. Am făcut mențiunea adieri. Ascultați-mă pic, domnul Luțu. Acea observație de punctaj n-a schimbat locul acelui cetățean. A rămas tot acolo. Deci lista e la fel. Și a transmis. Singura modificare este că nu era semnat de comisii vine și că nu ne-a fost semnat. Asta e singura. Așa s-a stabilit. Dar nu se votează. Nu, domnul primar, mai votați cum credeți că trebuie votat, nu putem și acum, păcat că am intrat în chestiunea asta, domnul Bucur forțează tot PSD-ul să voteze așa, nu putem afecta acești tineri, pentru că domnul Bucur a înțeles greșit și are el niște presupuneri. Sunt tineri din oraș și sunt cetățeni orașului care așteaptă această listă. Faptul că secretarul orașului a spus de ieri la ședința de comisie că este actualizat după cu toate observații au fost, ce să spun altceva? Pentru mine e valabil, că nu votăm împotriva unui proiect de hotărâre care a făcut faptul. Asta, oameni, vezi că faci acuzații greșite. Asta este. Nu poți să faci o afirmație de genul ăsta, toți oranții din primărie a făcut o listă falsă. Dar te rog, nu influența pe ceilalți, pentru că votăm pentru tinerii orașului. Nu votăm că vrea Bucur acum, că e președinte. Nu mă influențează, domnul primar. Vă rog, cum să votați. Da. Vă rog, dați-mi votă. V-ați votărât. Domnul hotărâre supus de executiv, că altul nu este. Este proiectul de hotărâre supus de, făcut de executiv și supus. Este un singur amendament făcut de domnul Bucur până acum, care spune să ținem cont de chestiunea asta. Și am spus că ținem cont de ce zice domnul Bucur. Nu prezervă. Domnul președinte, vă rog să țineți în mâinile dumneavoastră conducerea ședinței Consiliului Local. Pentru că... Domnule, nu vă luați de râde, că cu mine nu puteți glumi. Și vă spun de ce. Pentru că... Mă, cum? Calificarea care o am de dreptul la așa ceva. Să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Doi, rog pe domnul președinte să... păstreze ordinea, disciplina, sau cum se mai spunea la instanță, poliția instanță, să asigure poliția instanței, nu scheme și jandarmi. Și, într-adevăr, eu îl înțeleg pe domnul primar că are reacții dintre acestea mai vulcanice. Însă, să nu uite domnia sa că se află în ședința de Consiliu Local. Și chiar dacă participă de drept, domnul președinte, lăsați-l că educați după aceea. Educați. Și de asta că, așa, deci să uite că e în ședința Consiliului Local și singurul care are dreptul să dea și să retragă cuvântul, sunteți dumneavoastră la ședința de azi. Și la ședința următoare va fi. Mulțumesc mult. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma cum a fost prezentat. Cine este pentru?
Cine se abține? Sunt în dubiu. Deci, două împotrivă, două abțineri. Dar cine a mai votat împotrivă? Domnul. Trecem la următorul subiect ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Târgoviște, adoptat din HSB 1953, în 18-7-2016. Proiectul acolo este 2016-2016. Comisiile, vă rog. Inviția domnul Moroșescu, am uitat să nu. Comisia juridică a zis favorabil. Comisia juridică a zis favorabil. Noi. Comisia economică a zis favorabil. Dacă să discuți, vă rog. Domnul Moroșescu, vă rog. De ce am cerut cuvântul? Pentru că îmi aparține inițiativa și, doi, am exprimat-o și în particular față de domnul primar și acum, în fața gratitudinea mea pentru că a fost de acord să mi-l introducă pe ordinea de zi. Aceeași gratitudine o exprim și față de comisia juridică, dar și eu fac parte, și faptul că ați introdus acest punct în ordinea de zi, este un lucru care, cum să spun, îmi creează alte motive de mulțumire și nu pot să spun că n-am emoții la votul care să-l dați. Dar atunci că s-a aprobat și unul în ordinea de zi, bănuiesc că va fi de bine. Acum, mulțumesc. A vorbit domnul, destul de rog. Okay. Era adevărat să avem un asemenea punct pe ordinea de zi, într-adevăr, și suntem purtători de cuvânt a cetățenilor care ne adresează întrebări, trebuie să ne dezbatem, trebuie să avem niște răspunsuri care să le mulțumească pe oameni, să știe ce se întâmplă în orașul ăsta, să putem transmite cât se poate de corect. Și să fim putem adresa cu întrebări, dacă situația e bună, nu e bună, e altă, așa mai departe. E foarte bună. Și am primit garanții că acest punct de pe ordinea de zi va fi filmat integral. Dar nu putea de dar face parte din... Face parte integrantă de ședință. Dacă mai sunt discuții... Domnul Proșeță, nu știu. Am introdus pe ordinea de zi pentru că dumneavoastră ați avut o contribuție și atunci când ați reglementat acea problemă a punctului diverse pe care noi îl moșteneam, și ați venit, ați spus că nu este în regulă. Mă bucur că ați continuat această muncă a dumneavoastră. Consecvent. Ați fost consecvent și ați venit acum cu această reglementare. Noi chiar vă mulțumim și de fiecare dată noi ținem cont de experiența dumneavoastră și, sigur, de aportul pe care l-ați adus în Consiliu atunci când sunteți constructiv și, vă rog, să nu fiți suspicios câteodată, că nu aveți încă motive. Când nu. O să ne prindeți cu ceva sau când greșim și n-am spus pardon, atunci să veniți să ne spuneți. Bine, cu toată plăcerea am pus-o și am pus și, ca să nu mai intervin, și punctul de vedere a domnului Măciucă, pentru că a fost ședința permisă, au avut foarte multe puncte în celelalte ședințe și n-am reușit să le punem. Toate inițiativele și inițiativa domnului Iaro am pus-o imediat pentru că am avut în ordinea de zi. Nu le-a spus informări, domnul. Păi da, informări. Le informăm și o să vedeți de acolo ce rezultă. Nu, da. E o diferență între materialul trimis din domnul Roșeț, care este în regulă, și ce a spus dumneavoastră acolo, e puțin așa mai... mai da, de acord. Dar o să citim și o să vedem. Și sigur că și propunerea domnului Iaru, inițiator, am propus-o, o să avem dezbate. Și sigur că de ce le-am propus pe toate? Pentru că sunt inițiative care chiar aduc un aport și sunt constructive pentru funcționarea Consiliului Local și prințesa orașului. O mică colegă, domnul primar, dacă îmi permiteți, pentru acuratețe. N-ați propus-o dumneavoastră, a propus-o domnul Roșeț. Această proiect de hotărâre. Nu, am introdus-o. A introdus-o pe ordinea de zi. Putea să nu o introducă. Să ne-o introducă mai... Sigur, pentru vreo 5 luni, dar văd că cu rapiditate, că am văzut că e eficientă, da. Pentru luna următoare, conform legii. Mă bucur că au crescut aproape 2 ani și și-a dat seama domnul Roșeț de importanța acestui punct, pentru că dânsul a fost cu desfințarea, dânsul la dânsul și a schimbat denumirea, deci de la diverse interpelări. Și când noi spuneam tot timpul, vedeți că e foarte important acest punct, pentru că acolo se investesc
diverse discuții acolo, de multe ori nu-ți dai seama că sunt probleme foarte importante și nu a vrut să ne înțeleagă. Mulțumesc, domnule președinte. Mă iertați, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul într-o mică replică față de domnul Bisnic, pe care iar îl prețuiesc foarte mult și știe de ce. Bun. Când a fost împotriva punctului diverse și sub acest aspect, remarc, cum să spun, receptivitatea domnului primar și bine a făcut. Am zis, este un punct care nu spune nimic concret. Adică, proiectul de hotărâre informală. Dar am acoperit acest punct diverse care a fost ăsta cu lucruri concrete. Deci, am depus o întrebare, am o interpelare, domnul primar, cei din aparatul domniei sale, vin, dau răspunsuri. Și atunci lucrurile capătă o concretețe anume. Asta nu. Dacă nu mai sunt alte discuții, să pun la vot proiectul de hotărâre a domnului Proșeț. Cine este pentru? Pot să votez și eu, că nu se interesează. Da. De altfel, era evident votul pentru faptul că ați votat ordinea de zi completată și este evident. Trecem la următorul punct, raport privind starea generală economico-socială și de mediu a orașului Târgu Bogna pentru anul 2017. Vă rog, domnul primar. Dacă aveți întrebări, vă rog. Nu-i nicio modificare în raport, faceți ce v-am trimis. Dacă aveți numai întrebări, câteva chestiuni vreau să le ridic. Nu vreau, doamne ferește, să aduc o acuză. De fapt, și la raportul trecut am ridicat niște chestii. Nu s-a înțeles mare lucru din ce am spus. Dar asta nu e o problemă. Însă, dumneavoastră încep ce spun. Căile de comunicație. Vă rog frumos, chiar dacă nu-s drumul județenii, treceți și calea de comunicație către Voicuz, și cea către Brătești, Vârsărești. De ce spun acest lucru? Acuși, dacă se dă rău și podul la Olești, și am înțeles că va fi deviată toată circulația pe strada. Deci, acum mai așa mare de mări. Deci, asta. Și-ar mai fi niște chestii. Raportul în sine este exhaustiv. Nu-i lucru rău. Și cine îl citește, să nu cred că l-a citit prea multă lume, eu l-am citit. Nu pe diaporal, chiar de-a-ntreg. Mulțumim pentru atare. Nu, ăsta e adevăr. Și să te la orice detaliu. E, parcă aduce ea cu administratorul public, cu secretarul, cu compartimentul, cu putea. Nu știu dacă, nu că n-ar fi important, sunt importante, dar prea încarcă material cu atribuțiuni, fișa postului, fiecare. Dar asta poate pentru următorul raport. Mai concis și să răspundă la ce, la obiectul raportului sau a cei ce trebuie să trateze raportul. De fapt, așteptările ce... Au vindere jos cu pălărie. Domnul Șeți, asta aveți dreptate. E raportul primarului. Funcționarii publici au singura ocazie, acum de obicei noastră știți, noi cei mai vechi așa, știm că se făcea bilanțul fiecare instituției publice. Și corect ar fi ca primăria să facă bilanțul și atunci fiecare compartiment, cum fac toate instituțiile. Și școala națională și eu participat toate, azi am fost la Ocolul Silvic. Atunci se prezintă tot. Faptul că nu există o altă dată când se prezintă, am spus să le legăm. Și e o tradiție. Când poate și cel de la stare civilă, să dau un exemplu, să-și prezinte și el că face și el ceva. Păi, și, de aceea este, și de aceea am adus Consiliul, am luat un pic și am lărgit un pic, chiar dacă nu numai raportul. Mulțumesc pentru apreciere, vă obținem continuu. Aici nu-i de dat niciun vot, dacă nu mai sunt discuții, trecem la punctul următor. Informare privind propunerea domnului consilier Roșesc Constantin cu privire la numirea reprezentanților orașului Târgu Bogna, la adunarea generală a acționarilor asociațiilor, la cele două societăți înființate prin hotărâre ale Consiliului Local Târgu Bogna. Vă rog, domnul Roșesc. Abia acum îmi revizi sarcina, cum sunt, delicată, ingrată, de a vă convinge că e bine cum spun eu și nu e bine cum se procedează. Dar
decizia este a dumneavoastră. Dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, încă la prima apă, nu ADA, poliția din timpul regimelor fanariote, ADA, Adunarea Generală a Asociației, Acționarea. Mi-am pus un semn de întrebare. De ce eu, Consiliul Local, sunt și ADA? Adică, cu alte cuvinte, de ce eu, care sunt autoritatea publică tutelară, sunt același lucru cu o entitate subordonată mie, adică Adunarea Generală Acțională? Aceste gânduri m-au frământat de-a lungul timpului. Deși s-a încercat să mă convingă cineva că așa s-a moștenit, că așa s-a gândit, așa e gatul constitutiv și așa mai departe. Ba mai mult decât acesta. Dacă vă aduceți aminte, cineva spunea Adunarea Generală sau membrii ADA au mari responsabilitate. Și aveți grijă că vi se întinde o cursă. Și eu am măritare, când știm că toți suntem oameni serioși, nu ne întindem curse unul la altul. Și atunci am zis, ia să vedem cum e cu legea. Înțelegeți? Și m-am uitat, am luat ordonanța 109 din 2011, am luat legea 31, la care mă trimitea domnul Antoti, cu oarecare e în fază. Am creat. Cum s-a organizat? Ei, legea 31 din 90. Bun. Și atunci ce am văzut? Am văzut că Consiliul, autoritatea publică locală, tutelară, pardon, este Consiliul Local și are anumite atribuțiuni potrivit articolului 3.2 litera B din lege 109 din 2011. Și Printre alte atribuțiuni, are menirea imperativă, pentru că nu spune, poate, spune, numește reprezentanții unității administrative teritoriale în adunările generale ale acționarilor, și aprobă mandatul acestui. Doamna secretaria, nu spune ea și ea, nu întreabă. Eu vă cred, dar ori vorbim în ședință, ori vorbim în ședință. Și vă rog frumos, cu respect, eu respectați o ședință. Bun. Și mergem mai departe. Ce înseamnă anumit? Mergem la dicționar și vedem, a atribui uneia persoane o anumită autoritate, o anumită responsabilitate. Și atunci ar fi trebuit, prin actul constitutiv, autoritatea publică tutelară să numească reprezentanții unității administrative teritoriale în cele două adunări generale ale asociațiilor și totodată să stabilească mandatul acesta. În ceea ce privește numirea, pentru că acum avem două entități, am zis că se poate, modalitățile sunt diferite, se poate o parte din consilieri să fie numiți la o societate, o altă parte din consilieri la o societate. Da? Domnul Roșescu, o întrebare am eu. N-am terminat. Știți că vă respect foarte. S-a părut că asta e fața. Nu, că tocmai am tăcut pentru că se purtau niște discuții între președinte, biședință și secretarul Ministerului Teritorial. Bun. Și ce vă spun? Deci, modalitatea cum
se numesc acești reprezentanți, n-am cum eu să o stabilesc, decât am dat niște sugestii pe care se poate ține cont sau nu. Dar mai e o chestie. Spun, aprobă mandatul acesta. Întrebarea care o pun și mi-o pun. Au fost numiți potrivit ordonanții 109 din 2011 reprezentații unității administrative teritoriale în consilii, în adunările generale? O să spun, da, în actul constitutiv. Eu spun nu. Ce înseamnă numire? Înseamnă o persoană, două, trei sau câte sunt, nominalizate, numite în nu, Consiliul Local în ansamblu său. Asta e una. Doi, într-adevăr, pe bună dreptate, cineva spunea, aveți mare răspundere, o să vi se întinde, dar aveți grijă că vi se întinde o cursă. Mai discut cu... Mai discut cu cineva, așa, într-o discuție nevinovată. A, adunarea generală răspunde solidar. Și nu că n-ar fi avut dreptate. Dar întreb, adunarea generală la cele două societăți a fost legal constituită? Au bani. Răspunsul meu este nu. Dumneavoastră, hotărâți. Doi, s-a stabilit un mandat în condițiile prevederilor codului civil. Și doamna secretară, care este o fată, o persoană foarte bine pregătită, știe de acest lucru. Ce-i mandatul, ce-i contractul de mandat, ce-i mandatul gratuit și cum s-a atribuit mandatul gratuit, ce-i mandatul oneros și în ce condiții se stabilesc o indemnizație și așa mai departe. Care sunt limitele mandatului? Care este termenul pentru care se încheie acest mandat? Și, bineînțeles, între autoritatea publică tutelară și fiecare reprezentant se încheie un contract de mandat. Nu s-au făcut aceste lucruri și dacă nu s-au făcut, repet, acele adunări generale după opinia mea, nu sunt legal constituite. Acum, doamna secretară, vine. Față de cele menționate, rugăm Consiliul Local să analizeze, facă propuneri privire desemnarea reprezentanților în adunarea generală a celor două societăți. Ei, acum gândiți-vă dumneavoastră. Vine societatea CUP la ora 2, noi suntem în desfășurarea lucrărilor ședinței și presiunea apare din partea cealaltă. Din Conseca, vor și ei să spună cuvântul. Două adunări generale care, în opinia mea, nu sunt legale. Și atunci ar fi fost de corect, de procedat, în baza demersului care l-am făcut și argumentat, zic eu, potrivit legii, să se fi venit, nu în ședința de asta, altă dată, cu propuneri concrete, cu un proiect de hotărâri, însoțit de expuneri, însoțit de raport de specialitate și așa mai departe, și avizele comisiilor, cu numirea reprezentanților, stabilirea mandatului, aprobarea mandatului și dacă cei care au fost propuși să fie numiți sunt de acord și semnează contractul de mandat, devin membri ADA cu drepturi și responsabilități depline. Dar totodată codul civil spune de acel mandat oneros. Trebuie analizat și acest aspect. Dar, repet, venind în fața noastră, cum? Să ne dăm cu părere, să vedem, să facem propuneri, da? Să analizeze propunerea. Da? Cât de mai trebuie nou de acum? Că eu nu vreau, înțelegeți, dacă se venea cu propunerea concretă. Ar fi fost altceva. Cam asta este. Acum, cum gândesc că trebuie procedat în continuare? Dacă se dorește, dacă nu, mă rog. Să vină un proiect de hotărâre cu numirile concrete, propunerile de numiri concrete, cu mandatul aprobat, cum spune ordonanța, și atunci
eu zic că se discută în alți parametri aceste probleme în Consiliul Local. Deci, domnul șef, domnul Antoache, ca să vă înțelegem încă o dată, ultima frază, vă rog, deci, propuneți să venim... Deci, să se vină în fața Consiliului Local un proiect de hotărâre cu propuneri concrete. Eu nu spun, am dat câteva chestii, așa, gândit din mine. Sunt alte soluții. Vinind de partid, vinind de nu știu ce, să discute cu fiecare, nu vreau la consecă, nu vreau la fara. Am înțeles, cred că am înțeles cu toate. Și sunt juriști în aparat, doamna secretară, pe care eu, cum să spun? Nu e o persoană și atunci să facă și proiectul de mandat, contract, cadru, de mandat, ce altceva. Și atunci îl discutăm, o cunoștință de care. Ați înțeles? Asta ar fi fost de dorit. Și asta am și solicitat de asta. Nu, am vrut să concluziam încă o dată chestiunea asta. Domnul Antoche, vă rog. Da, din capul locului trebuie să spun că domnul Roșeț are perfectă dreptate. Acum, trebuie o propunere pentru a fi mai ușor, cum trebuie să facem. Eu propun asta. Eu zic că trebuie să aplicăm principiul mușchetarilor. Toți pentru unul, unul pentru toți. Ne numim toți în aga la cup și toți în aga la util dosar. Pentru că atunci vor apărea două categorii de consilieri. Mandații și mandatații. Unii mai egal decât alții. Văcipie, ai răspundere în aga, va trebui să dai și socoteală la Consiliul Local la cei care stau pe margini și îmi spune, domnule, n-ai scos profitul care trebuia, schimbă directorul sau fă ceva. Și e adevărat că răspunderea poate că se diluază, poate chiar e bine așa. Și mai spune în lege o chestie care m-a șocat. Numirea se va face respectând, numirea acestor mandatați se va face respectând configurația politică. Scuzați-mă, sună ca dracu, ca să folosesc o expresie celebre de la Revoluție. Deci hai să fim politizăm și aga, să politizăm și portarii, să politizăm tot. Măcar dacă s-ar spune, domnule, puneți pe cei care sunt biceni, puneți un profesor de muzică, să dați înainte pentru profesor de muzică. Nici nu-i cazul de aici. Sau puneți care sunt ceva mai aici. Dacă spui că spuneți, numiți în aga, prezentând operația politică, deci sună cam drag. De aceea, ca să scăpăm de probleme, ne putem numi întrebări, că spune domnul profesor, nominal toți 17 în aga la compania acum și în aga la Conseca. Și trebuie din 4 în 4 ani, vor trebui numiți viitorii consilieri, asta e. Dar situația este complicată, încât încep să regret celebrul serviciu de gospodărie comunală care era la primărie, pentru că nu mai plăteai TVA, sau plăteai, dar se puteau găsi alte mijloace. Nu mai erau problemele astea juridice așa de importante. Sigur, cu aceiași oameni, dar eu nu știu de ce s-a înființat această companie sau acestea, pentru că era celebra reducere de personal și de reducere de statul obes, cum era numit, trebuia redus. Și atunci, pentru că nu mai la primărie, s-au înființat aceste societăți. Mergem așa în contrare, la ce face. Dar eu zic că cel mai simplu, respectând și legea și procurată lui Roșeț, eu am dat un algoritm, am făcut un algoritm. Nu să puteți propune altul sau cum vă gândiți. Mulțumesc. Domnul Mătru, vă rog. În 2010, când s-a constituit prima dată în SECE PESAR, realizarea s-a făcut în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Deci există o hotărâre a Consiliului Local legată în ființarea acestei societăți. Și au urmat pașii până la anul trecut, sau atât anul ăsta, când în urma ordonanței 209 s-a rescris satul constitutiv, dar elementele care țin de actul constitutiv au rămas în mare parte acelea. Legea, zicea de mai multe, care a permis înființarea acestor comerciale, deci noile legi ordonanță și legea care au modificat și au completat această primă lege, fac mențiuni foarte clare în legătură cu calitatea de acționar a Consiliului Local. Propunerea domnului
Dar este că se poate de corectă, mi se pare că chiar așa e, să fim solitari, măcar cu toții, dacă avem suportat anumite consecințe, deși nu e vorba de așa ceva, cel mai important este să ne documentăm de fiecare dată și să cunoaștem foarte bine problematica cu care se confruntă, să venim în întâmpinare cu chestiuni pozitive pentru a face ca societatea să funcționeze cât mai bine. Registrul Comerțului a acceptat forma care a fost prezentată de către juristul că și la una și la celelalte societăți care sunt și funcționează în baza ordinanței 209. Partea de... 100. Partea 109. Partea de... Eu știu, dai, dau concretețe ceea ce privește nominalizarea, cred că este că se poate de bine prezentată de către domnul Roșescu, așa îi dă o formă mai concretă și mandatul 2016-2020, acționari sunt consilierii Popescu, Ionescu și fiecare nominal cum e trecut în lista noastră. Contract de mandat, de asemenea, ne permite să dormim și de aici încolo. Pentru că s-a indicat și problema că, vezi, doamne, cele două societăți ar funcționa ilegal pentru că cele două adunări generale nu ar fi constituite de mediul legii. Sunt constituite în temeiul legii, dar trebuiesc, într-adevăr, completate, eventual, dacă e nevoie, după un act adițional care să fie trecut în mod clar toate problemele, inclusiv partea de mandat și contract de comandat. Nu prevede legea ca mandatul consilierului acționarului în cele două societăți să aibă un mandat oneros. Deci cei care sunt în Consiliul de Administrație pentru acționari, nu. Deci totul este gradul. Dar ți-am urmărit recurent, știți? Nu, nu, nu. Deci... În 2017 a fost o modificare la legea 161 a invocativităților aici în locată, care decizează doar că mandatul va fi gratuit. Exact, exact. În condiția asta zic eu că completând acel act adițional cu documentele care trebuie să fie la societate, că probabil că e ceva posibil să facă o contestație în legătură cu forma legală de constituire a celor două societăți. Și pentru a-și putea desfășura activitățile în condițiile legii pentru că au de îndeveni niște activități și pur, de întrebare, pe bună dreptate, pe Consiliului de Administrație, oare suntem legal constituiți sau nu suntem legal constituiți? Eu zic că suntem, dar trebuie să completăm cu precizările pe care le-am făcut domnul președinte. Mi-a scăpat o remarcă a doamnei secretar. Am și eu la convenire în materie juridică. Vă rog să repetați chestia cu... Din ce normativ asta? În legea 161 pe 2003. Așa. În 2017 s-a venit cu o completare prin legea 128. Așa. Unde spune activitatea desfășurată de Consiliul Local în calitate de membru al Consiliului de Administrație a unor entități economice din Suborbia sau la care unitatea administrativ teritorială pe care o conduce deține participație la unitățile și la unitățile de învățământ personale, la spitale publice, din rețelele autorităților administrative publice locale, nu este retribuită. Doamna secretar, iați, știți foarte bine că vă apreciez cunoștințele profesionale. Ați fost din o persoană foarte sărbuitoasă. Știți de ce spun. Dar sunteți într-o mică eroare. Deci acolo, în textul de lege care mi l-ați citit, membrii Consiliului Local, care sunt ce? Membrii ai Consiliului de Administrație. Au, cu tare, unități de învățământ. Așa este? Așa este? Bun. Spune cumva de care sunt reprezentanții, nu știu ce,
în adunarea generală a acționarilor, spune undeva. Dar eu îmi permit să vă citesc din codul civil. Nu neapărat că eu mor după indemnizație sau de... Dar uitați ce spune aici. Mandatul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Și spune mai departe, mandatul între două persoane fizice se prezumă a fi cu titlu gratuit. Cu toate acestea, mandatul dat pentru acte exercitate unei activități profesionale, cum e situația noastră, se prezumă a fi cu titlu oneros. Așa e, da. Acum, cum să spun? Și așa unitățile acestea sunt cavalerii, eu ce, când am auzit și gaura aia sau paura asta, de care nimeni nu știe nimic. Bun. Gândesc-mă că pentru ședința din Aga sau știu eu zic, mai pretind și un, și un onorar, un indemnizat. Dar asta se poate stabili în mandat. Și atunci spui, mandatul este gratuit. Și dacă își aprobă autoritatea publică tutelară, ia, n-am nimic. Împărțim de îndemnizare. Ce ai? Sau din îndemnizare. Având calitatea de acționar, că da. Asta e, membrii Consiliului de Administrație, la cu toții adunări generale acționarilor, presupune, deși nu e așa, ca fiecare dintre noi, ca și cum am fi contribuit cu o anumită sumă ca să creăm capitalul social de funcționare a societății. Dar noi gestionăm, de fapt, banii care sunt a autorității locale, capital, suma aia mică. Deci la, la acționari niciodată nu vine vreunul cu pretenția de a-și impune un, un salariu. Domnule președinte, cu așa, o ultimă discuție. Într-adevăr, e bine, cum spune domnul consilier Antoni, dar ne întoarcem de unde am plecat. Adică, noi, cei 17, ne numim de toți cei 17, și în Alga Fonseca și în Alga Cursu. Asta este un fel de aflare în treabă. Doi, nu spune nimeni, e nevoie de mandat la care te oblige legea sau nu e nevoie de mandat. Mandatul trebuie să fie delimitat în timp, potrivit codului civil sau nu. Trebuie stabilite răspunderile și obligațiile, da. Odată ce ai semnat contractul de mandat, îți asumi și răspunderile. Și de asta am spus, dacă Consiliul Local se împarte, să zic, în două grupe, să spun, două tabere, sau cum vreți dumneavoastră, indiferent pe ce criterii, altfel acționează în adunare generală, cei 7, 8 sau cât sunt, sau 9 sau 10 cât sunt, decât acționează 11. 17. Și au fost cazuri nenumărate. Când eram puși într-o situație, ne uitam unul la altul, eu așteptam ca să dea domnul director de la Salina un răspuns că e materie, m-am uitat la doamna colegă Leuleacu, o fost și acolo, și nu știam ce să facem, nu e corect. Da. Ca să finalizăm oarecumva și ca această informare să nu fie un timp pierdut sau energie pierdută, vă întreb și am să vă spun că la platformă de să dăm un aviz de principiu sau un acord de principiu pentru inițierea unei hotărâri de Consiliu la proxima ședință viitoare care să lăbulim problema asta, adică obținem mandatele, așa cum spunea și domnul Antoni. Să luăm o hotărâre în Consiliul Local care să acorde mandate, nu știu, celor 17, celor 15, celor cât o fi. Și eu atunci vă propun la dumneavoastră, la vot, un acord de principiu pentru inițierea unei hotărâri de Consiliu. Dar eu sunt de acord, sigur, de ce am făcut informarea ca să inițiem și hotărâri din Consiliu, dar ca să fie mult mai ușor, eu am o rugăminte. Supuneți la vot varianta în care sunt două. Domnul Roșeț a propus varianta jumătate-jumătate, a mai fost varianta politică,
Domnul Antoche a propus toți pentru unul sau unul pentru toți și de aici să pornim. Pentru că nu-i greu să facem apoi noi hotărârea de Consiliu și sigur că îl rog pe domnul Roșeț, care are o atracție deosebită către secretar, având în vedere că dânsul a fost secretar, însă cunoaște și secretarul care a înființat aceste două societăți, dacă nu-i facem noi cunoștință, cunoaște și actuale secretari și să vină să participe la întocmirea acestor documente, pentru că și eu am mare bază în secretar și tot descoperim după câtva timp că, din experiență, avem și atunci hotărâți sistemul pe care mergem și sigur că, așa cum spune domnul președinte, proiectul de hotărâre va fi în ședința viitoare. Dar cred că este bine să ascultați, domnul președinte, dacă ați văzut și cei care sunt în cauză, cei care sunt președinții Consiliului de Administrație, poate au și eu propuneri. O să vă dau cuvântul și dumneavoastră, mai cât... Domnul președinte, am o rugăminte, pentru că s-a făcut referiri la o anumită persoană și care la rândul lui, domnul primar, o prețuiește și vă respecte. Nu pot să... Nu e un cuvânt în replică, dar nu pot să fac totuși o mică discuție. Deci, în momentul când a fost înființat acel cupt, așa, într-adevăr, era nevastă mea secretară. Dar când se întâmplă asta? În 2010, când nu era în vigoare ordonanța 109 din 2011. Asta ar fi una. Doi, Dumnezeu să mă iertă, l-am fost secretar. Dar mi-am impus punctul de vedere și la Slănici, la Mărie și la Iași. Iar la Iași, când n-am mai mers treaba și am intrat în coliziune cu Costică Simirat, primarul la vremea respectivă, așa, Bomber, mi-a spus clar prefectului, vă respect, dar pentru că nu vă impuneți punctul de vedere și se face ce se vrea pe acolo, pe la autoritatea publică locală, zic îmi dau demisia. Și mi-am dat demisia și bine am făcut. Domnilor, haideți să mergem un pic mai repede, să vă respect dorința, mai ales al domnului, la începutul ședinței. Am să vă propun totuși acordul de principiu pentru inițierea unei hotărâri de Consiliu, iar în cadrul acelei hotărâri de Consiliu, pentru că acum eu vă spun, și nu sunt de acord cu domnul primar, că pe repede înainte este bine. Haideți să inițiem. Va fi din partea juridicului o expunere de motive, o analiză, domnul Roșeț va veni cu completări și abia în ședința respectivă, când vom discuta de cum se va face și cum sau cum nu se va face, atunci vom stabili și dacă vor fi cu 17, va fi cu 13, cu 10, în funcție de ce se va urma dezbaterea. Eu vă propun doar ca dacă să inițiem o astfel de hotărâre sau nu. Este eu zic că este oportună. Înainte, domnul președinte, înainte de a face această propunere, sau chiar a supune la ora, mă văd obligat să vă contrazic cu țiel și să-i dau dreptate domnului primar. Okay. Și de ce? Pentru că am spus clar, domnul, ce să-i mai dau un acord de principiu? Pentru că are dreptul de la lege să inițieze hotărâri. Am spus una, s-au discutat atâtea lucruri. Atunci am să supun la vot mai multe variante. Și la variante. Numai un pic. Așa, mă uitați. Și atunci, vor aprecia dumneavoastră cum este de procedat. Dacă vor merge pe varianta mea, propunerile mele, va veni cu va trebui să vină așa, cu proiect de hotărâri, prin care, la articolul 1, să fie numiți membri la o societate și la cealaltă, și un articol în care să se aprobe mandatul. Înțelegeți? Și atunci nu are rost să dăm acordul din principiu. Și îmi dăm niște sugestii. Nu e bine să fie toți 17 și colo și colo, pentru că se diluează răspunderea din o parte. Și doi, vă spun eu, un ADA mai restrâns, altfel lucrează cu... Păi vedeți că până la urmă îmi dați dreptate mie. Păi cum să nu vă dau? Să vedeți de ce. Pentru că acum, eu după cum a spus domnul primar, eu trebuie să supun la vot una dintre cele două variante. Adică o variantă care este propusă de domnul Antoche, care acest consiliu să numească toți consilierii, adică 17, în cele două consilii de administrație, în cele două AGA și asociați, sau propunerii dumneavoastră
care nu-i chiar concretă, că nu spuneți, domnule, cu 13 sau cine să fie, dar spuneți să nu fie 17. Eu tot consiliu și atunci, eu ce să supun la vot? Vreau să supun la vot chestiunea aceasta, adică dacă să fie din membrii consiliului să fie și acolo un AGA în cele două ANA, sau vreți să supun la vot chestia de principiu? Nimic, vă rog, domnule. Nu trebuie să supun la vot. Atunci nu supun nimic la vot. O secundă, domnule, dacă îmi permiteți. Da. Aș vrea multe să spun. Păi păcat că n-a fost acest, la urmă, această inițiativă a lui domnul Roșeț, la începutul mandatului acestui consiliu local. Acum, aș vrea să vă fac o precizare. Din punctul meu de vedere, ceea ce știu, dacă este greșit, vreau să fie verificată în cadrul legal. Domnul Roșet, sunt de acord cu dumneavoastră că un AGA mai restrâns ar putea să acopere problematica și poate că ar mări responsabilitatea. Dacă discutăm de responsabilitate. Sunt de acord cu dumneavoastră că fiind două societăți, deja ne sufocă cu probleme și ajungem testăm câte 6-7 ore într-o ședință, că uitați cum nu o să terminăm, după părerea mea, la ora 21. Sunt de acord și cu ce spune domnul Antohie și o să vă spun de ce. Dumneavoastră aveți dreptate unde aveți dreptate, dar vă rog să studiem foarte atent legea, prevederile legale. Pentru că noi mandatăm, să spunem, colegii noștri să facă parte din AGA, de la una din societăți sau de la cealaltă. Dar vă rog să mă credeți că așa am înțeles eu, sau așa e, poate greșesc în interpretarea mea. Nu sunt jurist de specialitate. Îi mandatăm, dar ceea ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de responsabilitate, cei care n-ar face parte din una sau altă adunare generală a acționarilor, au aceeași responsabilitate. Așa am citit eu. Față de cine? Față de lege. Față de hotărârile care s-ar lua, față de hotărârile care s-ar lua, la una sau alta din societăți. Dacă cineva, de exemplu, dintre noi, nu ar face parte la nici una din adunările generale, are aceeași responsabilitate ca cel care este mandatat. Ca cel care este... Pentru că noi, autoritatea, Consiliul Local, l-am mandatat, suntem la fel de solidari prin responsabilitate cu cel care duce la îndeplinire respectiva în funcție, ca membru în adunarea generală a acționarilor. Așa am interpretat eu legea. Dacă considerați că este necesar de a se lua vot pe acord de principiu pentru proiect de hotărâre din punctul meu de vedere, este corect, dar a lua pe una sau altă variantă înainte de a consulta corect legea și a informa toți membrii Consiliului Local. Eu cred așa cred. Mulțumesc, domnul Iric, înțeleg că este în același... Nu, da. Chiar e exprimat eu. Pot de principiu. Dar eu cred... Mai corectă, eu cred că trebuie... Sau niciun vot. Sau niciun vot. Sigur. Informarea de acolo poate să... Trebuie, cred, să verificăm corect legislația. Așa am interpretat legea. Încă o dată vă spun, nu sunt de pregătire jurist, dar trebuie verificat. Dar există, atâta vreme cât există o autoritate care reglementează activitatea societăților comerciale, și este Registrul Comerțului, care nu te primește, dacă nu ai actele în regulă, să pune acolo aia la cu constitutiv și toate documentele. Am discutat-o și la AGA. Și să mai vorbim, dar noi au zis, da, e bună așa. Exact aceeași părere. Ne dăm acum la treabă de nou, modificăm, facem o hotărâre de Consiliul Local cu efect asupra societăților că trebuie să modifice actul constitutiv. Domnul trebuie să vină cu alte modificări acolo. Alte cheltuieli, timp pierdut și așa mai departe. Stimați colegi, doamna Leoleacă, vă rog, foarte, foarte scurt, hai să se le grăbim și cred că nu o să supunem la niciun vot, este o informare, executivul ia la cunoștință, domnul Roșeț, dacă vreți, puteți să inițiați chiar un proiect de hotărâre, în care să spuneți, dar eu vă rog, și vă asociez cu dumneavoastră, să inițiem împreună, dacă vreți, da, fără nicio problemă. Și mai luăm și alți consilieri și inițiem și atunci o să avem dezbatere de la vă rog, doamna. Am citit și eu această ordonanță 109-2011 de două ori și completată cu legea 111 de
niciodată să nu uitați chestiunea asta, pentru că legea 111 aduce modificări la 109. Niciodată să nu uitați. Și am înțeles din cuprinsul ei că noi, Consiliul Local, delegăm Consiliul de Administrație aceste atribuțiuni. Ei vor răspunde. Noi nu mai avem atât de atribuțiuni. Iar ca să alegem câțiva membri și în baza unui contract de mandat, presupune alți bani, alte mandate plătite, alte cheltuieli umflate la cele două societăți și nu știu dacă este cazul, cel puțin la una sperăm să fie profit, dar de unii mai dăm la 4-5 membri cu contract de mandat, de unii mai dăm bani lor? Asta mă întreb. Haideți totuși să răspundem cu toții, cum spune legea, cei 17 consilieri, să răspundem cu toții pentru tot ce se întâmplă în aceste societăți și cu toții să luăm atitudine. Și atunci spune, autoritatea publică tutelară are așa, la societăți, articolul 3, paragraful 2, la societățile prevăzut la articolul 2, punctul 2, litera B, și scris la care societăți, cum o să ajungi, nu? Să numească reprezentanții statului sau după caz ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor, și să aprobe mandatul acesta. Ce e așa de greu de înțeles? Nu e greu deloc de înțeles, dar nu citim textul literat. Numai un pic. Și în atare situații, dacă respectăm legea, e bine, dacă nu, fiecare își asumă responsabilitatea, că nu se pune problema delegării atribuțiilor. Nu se delegă nimic. Se numește și pasă pasă. Se aprobă mandatul și pasă pasă. Încă a delega ceva. Acum iar nu o să fac educație juridică. Între a delega și a numi, sunt chestii absolut distincte. Asta vreau să se înțeleagă. Și dacă onorat Consiliul va dori să procedeze într-un fel sau altul, asta nu mă mai privește pe mine. Dar măcar m-am făcut vocal legat acest aspect. Domnul Roșeț, cred că toată lumea de aici am înțeles propunerea domnului Roșeț. Eu o să dau cuvântul și domnului Nuciu și domnului Rusu, când au fost solicitate, dar vă rog în felul următoare. Nu o să lămurim acum, nu o să pun la votă, rămâne o informare. Corect. În urma acestei informări, atât domnul Roșeț, la care am zis că mă și asociez, putem să avem o inițiativă și din partea Consiliului pentru o propunere de hotărâre a Consiliului Local în această speță, sau de asemenea poate și domnul primar să înceapă o inițiativă care să lămurească această speță. Și implicit cu doamna secretară, deci, care este și domnul președinte, și cu asta încheie. Eu zic că e varianta a doua la care achiesc. Ar fi ca domnul primar, care știe foarte bine ce îndatoriri și atribuții și tot ce durea, cu aparatul de specialitate, cu doamna secretară. Și dacă vrea să ne consulte și pe unii și pe alții, e foarte bine, dar inițiativa
se pornească la domnia sa. Și de ce spun acesta? E vorba și de la înălțimea autorității pe care o are, și nu o contestă nimeni, dar totuși nu e treabă simplă. Cum e fals, cum discuți cu tare. Înțelegi? Eu o discut cu fiecare. N-am aceeași autoritate și asta e adevărat. Deci domnul primar ar fi bine să vii cu inițiativa. Cu toate aspectele. Deci, domnul diferent, că vor fi două adunări generale din comerțul diferiți, că va fi una la amândouă, eu zic că trebuie să stabilite și trebuie să clarificate niște reguli de funcționare a acestui agas, altceva decât Consiliul de Administrație. Și ați văzut că ne-am întâlnit cu niște diferite, clar. Una e la una. Consiliul de Administrație sau Consiliul Local? Nu, Consiliul de Administrație. Una e Consiliul de Administrație care e executiv la fiecare societate și alta e adunarea generală a acționarilor, care mai trebuie să discute și între ei și să clarifice anumite situații pe care le-au. Și de principiile. Nu? Da, corect. Astea sunt niște ședințe care trebuie să... Dar asta tot așa, într-o analiză, așa cum spune domnul Roșescu, cum spunea și dumneavoastră, eventual într-o hotărâre de folosim și stabile niște reguli care să fie funcționale și să puteți să-i faci treaba. Nu mai spun că am tot respectul pentru domnul Roșescu, știe și dânsul. Stăm aici pe o oră și ne consumăm energia pe o problemă pe care nu știu de ce ne-am consumat. Avem două societăți comerciale ale Consiliului Local de Bona, constituite legal. Dacă nu era legal la altă constituție, judecătorul respingea obligatoriu. Una dintre societăți are probleme grave cu totul, probleme pe care, într-un fel sau altul, noi trebuie să le rezolvăm, dânsii împreună cu noi. Ar trebui să ne concentrăm toată energia pe aceste probleme, iar dacă domnul Roșeț dorește, poate iniția, așa cum s-a spus, o hotărâre de Consiliul Local, o votăm sau nu. Mulțumesc, Părăs. Varianta care am pus-o eu e cea mai simplă și mai rapidă. Dacă numim alți consilieri, colegii noștri numește consilierii alți consilieri, ar trebui acordul scris al lor să facă parte din acte. Nu poate vorbească numele meu. Deci, e clar, nu, iar să spun lege, ei în Consiliul Local numește. Și dacă refuz numirea, ce se întâmplă? Deci, asta... Da, deci, varianta mea e mai scufoasă, se diluază, răspunde, dar poate chiar e bine așa, că nu ai cum, nu? Deci, ar trebui vorbim cu fiecare și te-ai scris, da, domnule, vreau să fac parte din AGA la CUP, vreau să fac parte din AGA la așa, sau nu vreau să fac parte nicăieri, vreau să cum răspunde. Și pe criterii politice, dacă am face o cunțință, cum o facem acum, în conjunctura de astăzi? PSD are răspundere 30%, PNL 25%, PAL de 20%, cum faci? Tehnic, cum ar fi? Urmă, PSD merge și reprezintă exact cu ordinea politică pe care o are de la lege. Revenim la această domnului. Dar hai să nu intrăm în detalii. Eu ceea ce vreau să spun ca încheiere, este lăudabilă inițiativa domnului Roșeț și să dea Dumnezeu ca toți să avem astfel de atitudine pe diversele probleme din Consiliu, să ne manifestăm cu seriozitate în prezența aici și să o tratăm pe atare și să vedem partea pozitivă a lucrurilor, chiar dacă a stat o oră și în ședința următoare putem merge exact pe propunerea domnului Cristian Tochi, care domnul primar face inițiativa și luăm hotărârea și mergem mai departe, pentru că, într-adevăr, cele două companii trebuie să funcționeze. Ori dacă nu, să hotărâm, le închidem și gata, sau dacă nu, le dăm sprijinul și să îi ajutăm să funcționeze. Trec la punctul 11, informare privind propunerea domnului consilier Iaru Gheorghe cu privire la acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna a domnului Cernea Milea. Domnul Iaru, vă rog, este o informare, vreau să vă fac precizare, o informare. Scurt, pentru că, din punctul meu de vedere, domnul Cernea Milea, nu cred că sunt în măsură să-i analizez calitățile pe care le are și le-a avut ca procurist. Deci vreau să vă spun doar că în 1972 a activat la Salina Târgu Ocna în funcție de șef sector, acolo unde prin profesionalismul de care avea nevoie au
contribui la dotarea locurilor de muncă pentru creșterea productivității muncii și pentru ușurarea muncii fizice a salariaților de acolo, dar nu cred că această calitate de director și de bun organizator mă aduce în fața dumneavoastră pentru a propune acordarea titlului de cetățean de onoare. Și mai degrabă, faptul că dânsul este inițiatorul Bisericii Sfânta Barbara de Mina Crotuș, biserică care s-a început în 14 aprilie 1992 și în 4 decembrie 1992, deci într-un timp relativ scurt, s-a făcut și slujba de sfințire, la care au participat multe personalități, printre care, da să mă uit exact să nu greșesc, mereu l-am botezat, domnului Joachim Vazuiavu, cu tot în azi este Băcăoanu, dar... Nu, am citit ce scrie acolo, de aia eram... Nașterea acestei biserici, care este unicată în Europa, fiindcă e construită la o adâncime de 240 de metri, fiindcă e ortodoxă, fiindcă acest lăcaș de cult a atras ca un magnet vizitatorii din țară și chiar din străinătate. Aș putea să vă prezint și o analiză a evoluției numărului de turiști în Târgu Ocna. Datorită acestei biserici, am luat ca referință câțiva ani, 2013, să zicem, a fost 125.415 turiști, iar în 2017 au ajuns la 216.478.000. Ceea ce înseamnă că e o creștere de vreo 73-74%. Consider că, dacă am face o analiză matematică, fiecare turist sau cei 216.000 de turiști, dacă au lăsat în Târgu Ocna, cât vreți dumneavoastră, măcar 50 de lei, vedeți că în Târgu Ocna au intrat pe an 10-11.000 de lei. Mi se pare că e un merit pentru domnul Cernea și totodată Regina Maria României spunea de aia și citesc ca să nu votez cumva. Deci citesc. Nimeni nu este judecat pe drept cât trăiește, abia după moarte este pomenit sau dat uitării. Acest citat mă face să cred că este bine ca persoanele importante din viața orașului să se bucure de atenția și stima noastră în timpul vieții. Totodată, mi se pare că acordarea titlului de cetățean de onoare, de onoare a domnului Cernea este o recunoaștere a meritelor dumnealui care le-a și-a, nu știu, calității de cetățean modest a orașului și nu cred că l-ar încânta în mod deosebit acele avantaje ale titlului. Adică, fiind scutit de impozitul pe... Deci pe mine vă rog să analizați cu multă seriozitate. Cred că acordarea titlului de cetățean de onoare a orașului pentru domnul Cernea este un merit care îi se cuvine. Mulțumesc. Domnule, numai o secundă și poate domnul Șeț. Vreau să am să vă opresc din respect pentru domnul Cernea și din respect pentru propunerea a domnului Iaru. Dar trebuie să fac precizarea că asta este o propunere, este o informare. Da. Și deci noi nu o să dăm astăzi, bănuiesc, un vot pe această informare, pentru că, pe această inițiativă, pentru că, conform regulamentului de acordare a titlurilor de cetățean de onoare, ele trebuie să treacă prin niște canoane. Și automat trebuie evaluat, trebuie pus, văzut, făcut raport de specialitate, făcut mai multe și va, și ceea ce a spus domnul Iaru va constitui, efectiv, pus la acea propunere.
Eu aș putea să mai adaug multe altele despre domnul Cernea și nu spun decât atât. Este meritul aproape 100% a dânsului faptul că a trecut acel sanatoriu care era din administrarea balnearei Slănic Moldova, a trecut în administrarea Salinei Târgocna și a creat premizele posibilității dezvoltării acelui sanatoriu și a turismului Salina Târgocna și implicit a orașului Târgocna, care ulterior a constituit baza obținerii statutului de stațiune turistică de interes național. Cred că sunteți de acord cu mine, domnul Iarăși, și cred că am spus în conștiință de cauză. Eu cred că orașul Târgocna, ca stațiune, are certificatul de naștere datorită Salinei Târgocna. Corect, absolut corect. Deci eu aș vrea să nu trecem numai biserica, că dacă trecem numai biserica, eu mi-am ridicat o minge la fileu. V-am zis că a crescut de la 150.000 la 100, la 200 și ceva de mii și ați făcut referință la 2015. Păi biserica este de 92. Ce a apărut în 2015, a apărut sala Florin Piersic. Și atunci dați-mi voie, creșterea de 70.000 mi se datorează. E ca o glumă. E ca o glumă, dați-mi voie, chiar. Luați-o ca o glumă, pur și simplu. Post-morte. Ce vă rog să... asta, să... și patia pute... vă dau cuvântul și să mai poate să vă duceți să facă doi odată. Da. Am venit domnul Dutru. Dar ce mă fac eu, am zis că vreau post-morte. Nu vreau un cursul vieții. Vreau să moară. Și nu vreau și... Știți ce vă rog? Mă cer din... Deci, este o informare, dacă nu sunt efectiv laborios, numai pe chestia de unea de principiu, și eu zic să vă rog. Domnule președinte, eu am auzit de domnul Cernea și cunosc foarte puțin. Dumnealui poate nici n-a auzit de mine și nici nu mă știe. Dar cu toate acestea, poate această situație mă determină să fiu oarecum echidistant. Și tocmai vreau să ridic o primă problemă, dacă se pune problema să hotărâm ceva și spune aici, eu citesc informarea la ultima frază, în față de cadrul legal prezentat și luând în considerare fișa de prezentare a domnului Cernea, rugăm Consiliul Local al orașului Târgocna să se pronunțe cu privire la aceasta. Întrebarea este, era, acum nu mai este, dumneavoastră a suprimat. Deci se impunea să luăm o hotărâre? Nu. Atunci am înțeles, pe de altă parte, că facem o evocare a vieții, activității și meritelor, rezultatelor acestui domn Cernea, care am înțeles că a fost director o bună perioadă de timp. Și constat că a săpat, că de la orizontul 2, la orizontul 9... Dar nu e la săpat. Echipa, nu numai un pic, nu că nu e un... Da. Pe urmă, cu stația de preparare, cu tare, și mai spune, a asigurat cercetarea geologică, sunt lucruri care sunt cunoscute de specialiști și fără. Dar ce mai spune? A realizat Muzeul Sării, l-am văzut și eu. O chestie. Și ctitorii Biserica Sfânta Varvara. Pune textual aici. Haideți să nu stați un pic. Și atunci eu, curios în firii, știam ce e ctitor. Dar zic, ia să mă duc la dicționar. Și ce spune? Persoană care suportă în total sau în parte cheltuielile pentru ridicarea și înzestrarea unei biserici sau unui mănăstiri. Ce mai spune? Că utilajul cu tare, nu știu ce, la biserici, la care la mănăstiri. Toate acestea sunt merite deosebite. Dar ar fi o întrebare. Domnule, totuși, Nina Salina e societatea statului. Păi cum iei tu materialul cu tare și te duci și faci de nu spuneți mie. Păi nu e o gestiune acolo. Nu e o gestiune acolo. Doi, cum e utilajul, cum te duci, cum faci. Orică ești sponsor, da? Dar cine spun? E societatea. Bun. Unii a fost cineva direct.
Stați că n-am terminat. Noi nu dezbatem acum. Vă rog, chiar, haideți mă. Asta nu trebuie. Ori discutăm. Ori discutăm viața și activitatea. Domnul Rosin, vă rog, vă implor. Da. Haideți să nu intrăm pe detalii, pe amănunte, să intrăm în dezbatere, din respect pentru domnul Cernea și din respect pentru ceilalți colegi. Da. Și vă propun în felul următor, având în vedere că este o informare, este o inițiativă, care eu personal o găsesc lăudabil la domnul Iacu. Și v-am spus-o din scapul locului ca să fie bine și clar înțeles. Dar haideți să nu mergem mai departe, pentru că este o informare, aceasta eu propun să intre în dezbatere publică, o punem în canoanele propunerii, o evaluăm și eu zic că ar trebui, dacă nu există un regulament de acordare, de eu știu că există, atunci să-l și completăm cu niște criterii și să vă spun de ce. Pentru că în istoria Consiliului Local noi am avut o situație care este total neplăcută și cu care mi-aduc aminte cu totală neplăcere. Când s-a declarat Consiliul de Cetățean de Onoare acestui oraș, domnul Gafencu, care ulterior, noi în 2013, i-am retras titlul de Cetățean de Onoare, care ulterior, după aceea, a mers în instanță și, din ce am înțeles, a câștigat și a redobândit. Și nu, chiar nu este, nu suportă cazul comparației, dar chiar nu trebuie să mai cădem vreodată în această ispită sau în astfel de greșeală. Cu atât mai mult cu cât și domnul Măciucă are o propunere pentru domnul Bogdan. Tot la fel, tot respectul și pentru tine lui. Poate și noi, dintre noi ceilalți, domnul Nuțu m-a menționat și mulțumesc tare mult. Da, bineînțeles, eu am găsit. Dar, deci, ai zice să le introducem în criteriile cele cerute de regulament, eventual adaptate, și le venim cu ele în ședință și atunci facem dezbaterea, domnul președinte. Dați-mi voie, am plecat. Vă rog frumos, domnul președinte, astăzi ați vorbit, să știți că și alții știu să vorbească, dar ați vorbit dumneavoastră și cu domnul Roșeț. Ședința de Consiliu al domnul președinte Bucur și al domnul consilier Roșeț. Cu tot respectul, îmi cer scuze că fac această observație, chiar o să citesc cu mare atenție regulamentul Consiliului Local. Din două considerente, aș vrea să fie preluată ca o glumă. În două considerente, să vedem dacă domnul președinte de ședință poate să limiteze, cum a făcut domnul Roșeț o precizare inițial, ci o să vă rog să nu tăiați microfonul, că n-aveți ce nu tăia. Iar în altă ordine de idei, noi consilierii ne cerem voie să luăm cuvântul de la președintele de ședință, dar președintele de ședință de la cine își cerem voie. Ar vrea să fie preluată chiar ca o glumă. A doua problemă, voi o confirm. Mă rog. A, pe care e acum, dar. Eu vreau să fac precizarea următoare. Din punctul meu de vedere, apreciez inițiativa lui domnul Iaru și apreciez și inițiativa lui domnul Măciu. Nu vreau să cădem în derizor, stimați colegi, în ceea ce privește problema cetățeanului de Onoare. Ca de altfel, am văzut că pe aici se încearcă niște glume. Nu cred că este firesc să facem glume, pentru că mie mi se pare o treabă foarte serioasă. Nici nu trebuie să ne temem că avem niște personalități pe care ni le dorim ca urbe, ca oraș, să ne le scoatem în față. De ce? Eu consider că orașul Târgu Ocna este un oraș micuț, așa cum l-a lăsat Dumnezeu și așa cum ne ducem noi viața aici, dar dacă avem niște personalități pe care noi, cei care suntem în Consiliu, reușim să-i apreciem, reușim să le dăm până la urmă o răsplată a activității pe care au desfășurat-o în orașul Târgu Ocna, pe orice linie profesională. Nu să aducem aprecieri de genul, cu toată considerația domnul Roșeț, ca săpat sau ce-a făcut. Și domnul Cristi, cu tot respectul, întâi să-l cunoaștem pe un om și pe urmă să facem glume pe seama activității. Din punctul meu de vedere, vreau să fac o apreciere la ceea ce domnul Iaru prezenta acolo, pentru, sau poate chiar o completare. E ușor să judecăm,
pe cineva, fără să știm cu ce probleme s-a confruntat și în ce conjunctură a lucrat. Eu aș vrea să fiu scurt și de asta vreau doar să fac o mică, mică completare. Spuneți, domnule director. Nu, o mică completare. În sensul că până la data punerii în circuitul turistic al Bisericii Sfânta Barbara, unitatea sau Salina Târgovna sau orașul Târgovna, din evidențele care există, era vizitată de 6 până la 9 mii de vizitatori pe an. După mutarea bazei turistice la orizontul nou și punerea în circuitul turistic implicit a bisericii, la care, chiar dacă domnul Roșeț a citit în dicționar ce înseamnă titor, ce înseamnă, acel om a avut inițiativa, adică domnul Cernea, cu tot respectul și considerația pe care eu personal o port, a avut inițiativa să se realizeze această biserică. De unde și cum, domnul Roșeț? Asta este o altă problemă care merită discutată într-un alt cadru și într-o altă conjunctură. Iar eu consider că atât propunerea lui domnul Măciuc, cât și propunerea lui domnul Iar merită și trebuie analizate, așa cum și domnul Bucur făcea precizarea, conform prevederilor legale și conform hotărârii pe care noi, Consiliul Local, suntem îndreptățiți până la urmă să o luăm. Vreau să fac o precizare. Că există un regulament de abordare a fiindului cetățean, Ionar. Eu l-am în față. Deci, nu știu ce am mai putea invoca acum. Mai pune o fundiță, ce mai pune? Deci, nu știu dacă cineva luat în derizoriu și de la cine director. Spune, nu director. Pentru că eu scot din context faptul că a fost director. Dar inițiativa de a construi acea biserică a fost odată ca minerul, e miner totuși, nu vede soarele jumătate din zi, pe asta trebuie să înțelegem, că măcar jumătate de zi ăla nu vede soarele și lumina zilei, și are un salar de, nu vreau să pomenesc aici, de 1900 de lei, de necalificat, și că atunci când mergea la frontul de lucru să facă o rugăciune ca să se întoarcă sănătos acasă, să nu aibă un accident de muncă. A doua variantă a fost cea care are conotație turistică. Deci dacă nu credem că pentru economia orașului s-a întâmplat un lucru deosebit, înseamnă că nu știu ce să mai spun ca să... Domnul Roșeț, după aceea am fac o permisiune, dacă dau voie, domnul Iria, am mai fac un mic comentariu. Și propun că am inițiativa ca președinte de ședință să nu îți mai permită comentariu. Domnule președinte, mă iertați. Oricum sunt în minoritate. Dar eu am declarat la bun început. Nu-l cunosc și nici dumneavoastră nu mă cunoaște. Și am vorbit cu oarecare echidistanță. Categoric că dumneavoastră sunt partizan. Și pe bună dreptate. Da, echidistanță, dar cu exprimări în altă direcție. Mă iertați, ceruse-mi cuvântul și... Da, da. Bun. De aceea, vreau să fiu foarte clar înțeles. Am întrebat dacă se hotărăște ceva sau se discută despre o persoană. Și a spus dumneavoastră din capul locului că se va vedea. Ar fi fost de dorit ca această inițiativă să fi fost colectată, să fi fost urmați toți pașii. Vedem dacă regulamentul e, cum să spun, cuprinzător și pentru astfel de situații. Și atunci nu era nicio problemă. Singurul lucru la care am făcut referire și nu luat în derizoriu, mi-am pus întrebarea. Titor, așa se spune aici, a realizat muzeul său și a titorit Biserica Sfânta Barbara. Și atunci am stat și m-am întrebat, băi, cum a titorit-o? Ia să mă duc să văd care e înțelesul cuvântului titorit. Asta a fost. Nici mai puțin. Că a avut inițiativă. E foarte bine. Acum, eu știu că v-am ridicat în cap. Dar
interpus în față de această, de acest exact loc. Exact de asta trebuia, da. Voiam să mai fac și următoarele precizări, dar am făcut, le-ați făcut dumneavoastră. Și care erau precizările? Domnul Ghiță, uitați care e chestiunea. Dacă aici, în loc de informare, ar fi fost proiect de hotărâre de declarare a cetățean de onoare a domnului Cernea Mihnea, pe ordinea de zi ar fi fost proiect de hotărâre, atunci toate materialele de acolo le aveam la, nu erau sub formă de informare, erau în cadrul materialelor de ședință, adăugam și noi anumite lucruri, le puneam, erau și avizurile de legalitate și tot ceea ce prevede regulamentul, și în condițiile astea puteam să discutăm mai departe. Așa că, având în vedere că este informare, eu vă rog să înțelegeți cu toții, să înțelegem cu toții, să luăm la cunoștință și în viitoarea ședință, sau o introducem deja în dezbatere publică, și eu, domnul Iaru, eu mă asociez cu dumneavoastră să fac tot ce ține de mine și eu pot și îmi stă în putință să inițiem un astfel de proiect de hotărâre. Domnul președinte, dați-mi voie să spun un lucru care mi se pare mie că e foarte interesant, dar tot ascultat sau nu mi se pare corect deloc să discutăm pe baza unei informări despre situația unei persoane, despre un titlu care trebuie să-l primească un cetățean. Deja omul ăsta, în momentul de față, poate să zică, bă, ce mă am ajuns să mă bârfe, să mă comentez, să pun niște alții. Nu mai am făcut proiect de hotărâre, discutăm, analizăm într-un mod că se poate de clar, oficializăm discuția pe care o facem noi în hotărârea pe care urmează să urmăm și nu mai dăm cu părerea înainte despre una și despre alta. Dacă cădem într-o situație ridicolă și neplăcut pentru omul ăla care nu uită în față și măcar nu am luat o decizie legătură cu eu am spus pe scurt și repede. Vă rog foarte mult, ca și la ceilalți colegi ai mei, să limitați timpul, că nu de altă, dar mi se pare corect. Rugămintea a fost să-mi limitați și alții să vorbească toată ziua. Rugămintea a fost pentru absolut toată lumea să fie concis. Și haideți să limităm timpul. Cum o să fie? Subiect. Iar mai mult că a fost doar o informare. Eu cred că ar trebui iarăși aici să vedem partea până la lucrurile, adică faptul că să ne bucurăm că avem cetățenii de onoare, care, adică oameni în orașul ăsta care merită titlul de cetățean de onoare și în dezbatere viitoare să ne luăm în capul. Dacă vă rog ca să închidem optimistă. Deci noi am făcut această informare pentru că, chiar dacă domnul Iaru a spus titlul, noi am mers pe regulament. Și regulamentul spune clar că acest tip se dau personalităților cu recunoaștere națională sau internațională care și-au adus contribuții la dezvoltarea orașului. Personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele orașului Târgoviște. Și cum să spun, am luat inițiativa și trebuia să o prezentăm chestia domnului Iaru, dar asta înseamnă că am consultat și regulamentul și o punem în dezbatere ca să spună toate lumea părerile și eu vă rog tare mult să înțelegeți că pe toate le punem în dezbatere, le discutăm și are dreptul la inițiativă. Dar sigur că exact. Și atunci, de acord, de hotărâre. De acord. Și sigur că transformăm proiectul de hotărâre pe regulamentul, dar vreau să spun că se încadrează în ceea ce spune acest regulament, apreciez inițiativa, de aceea am pus-o imediat, ca să o dezbatem și cu urgență maximă să putem să o propunem ca și proiect de hotărâre. Domnul Cernea are niște calități pe care și eu le cunosc, am fost colegi, și sigur că trebuie să le analizăm și atunci când am proiectul de hotărâre, vom reduce la jumătate aceste discuții. Mulțumesc foarte mult! Domnul Iarul, uitați-vă la mine. Vă subscriu și luăm inițiativa. Eu vă sprijin totalmente și cred că și domnul Iisie și toată lumea. Dar trebuie să vedem partea pozitivă. Trecem la punctul 12. Informare cu privire la propunerea domnului consilier Mătiucă Sătel Gheorghiță. Domnul Mătiucă, prezentați-vă și, dar pe scurt, mulțumesc ca să vă zic mai, mai pe scurt decât toată lucrurile. În primul rând, ele sunt proiecte depuse, da? N-ar trebui să fie o informare, ar trebui să fie pe ordinea de zi, dar este o altă problemă. Domnul primar n-a considerat să fie puse pe ordinea de zi, că nu am băscuță roșie. Trebuie să le citesc. Da. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001, administrației publice locale, republicată cu modificări și completări, domnul consilier Mătiucă Sătel Gheorghiță a depus la registratura instituției mai multe inițiative, după cum urmează. Dar le-am citit, domnul. Da. Dar nu, dumneavoastră le-ați citit, cetățenii noștri. Da? Domnul Mătiucă, o secundă. Așa, a depus mai multe inițiative. Deci ar fi trebuit să fie inițiative pe ordinea de zi și nu informare, domnul președinte.
Ar fi trebuit. Dacă îmi permiteți o mică întrerupere asta, să întreb domnii colegi consilieri, dacă au luat act de toate propunerile dumneavoastră, ca să nu mai fie nevoie de a fi citite. Una nu a fost trecută. Și eu o să numai le enumerez și am întins situația. Sunt 7 puncte. Asta ca să, nu, asta ca să pot vorbi și eu, asta mai ales considerat pe care am făcut-o eu. Asta ca să nu considerați că nu sunteți discriminat. A, pe eu chiar vă rog să vă continuați discursul. Mulțumesc frumos. 1. Acordarea titlului de cetățean de onoare a orașului Târgu Ocna domnului profesor Bogdan Constantin. 2. Monitorizarea prin GPS și măsurarea consumului de carburant al autovehiculelor ce aparțin orașului Târgu Ocna și instituțiilor din subordinea Consiliului Local. Ar fi fost foarte bun dacă era implementat de acum 10 ani chestia, sau de când a apărut GPS-ul. Recompensarea elevilor și profesorilor care au obținut rezultate școlare deosebite. Îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații de interes public difuzate din oficiu în cadrul primăriei orașului Târgu Ocna. În acest sens s-a făcut proiectul ca până pe data de 10 a lunii următoare să fie puse toate cheltuielile făcute de primărie pe luna precedentă. Da? Achiziția și instalarea unui număr de 35 de camere video de supraveghere, 30 fixe și 5 mobile, în scopul diminuării și infracționalității și creșterea gradului de siguranță pentru cetățenii orașului, precum și a diminuarea cantității de gunoi aruncate pe domeniul public. Înregistrarea orașului Târgu Ocna în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar și stabilirea comisiunii percepuse furnizorul de servicii selectate. Schimbarea denumirii străzii din strada Progresului în strada Regina Maria. Astea sunt inițiativele care le-am depus și de la care tot aștept să vină pe ordinea de zi și să fie aprobate sau neaprobate. Sau, eventual, aparatul primarului să mă susțină și să spună, domnul Năciucă, nu ai băscuță roșie, vii cu băscuță roșie și noi vine să băgăm pe ordinea de zi. Ați spus niște întrebări ca președinte de comisie, de ședință. Mai scurt decât tot. Trebuie să vă dau niște răspunsuri și să vă informez următoarele chestiuni. Cred că știți foarte bine că au fost introduse la toate comisiile a da punct de vedere, așa sună, pe toate propunerile dumneavoastră. Și Comisia Economică a acordat niște puncte de vedere pe care, dacă domnul primar are ceva de completare sau intru în contradicție sau am spus altceva decât realitatea, să mă completeze. La primul punct care l-a spus pentru cetățean de onoare a domnului Bogdan, noi în comisie am spus introducerea dezbaterii publice și în verificări a îndeplinirii criteriilor de acordare a titlurilor de cetățean de onoare conform regulamentului, eventual completat. Când ați studiat? Când am depus și când ați studiat chestia asta? Eu am studiat după cine s-a introdus la comisie de către doamna secretară. Când a fost introdusă la comisie? Cu ordinea de zi. Pe ordinea de zi de studiu la comisie. Noi, ședința care am avut-o la comisia economică, marți, am luat în discuție toate acestea. Și la secretariat când a fost înregistrată? A fost înregistrată la, din decembrie 2016, în 2017. Dumneavoastră spuneți că s-au abordat subiectele cu anumită întârziere. Da. Poate fi de asta. Noi ne-am luat în discuție imediat ce ne-au fost aduse la cunoștință. Am înțeles. După aceea, a doua propunere am dat. Este cazul cheltuielile sunt prea mari pentru posibilele rezultate. Mă refer la chestia cu subiecturile. Noi avem 5 mașini sau 6 mașini. Nu cred că se justifică a pune GPS-uri încă o persoană să monitorizeze, să stea, să vadă unde sunt, să le facă recalculări și nu știu ce, care ar putea duce la ce? La o economie de 5 litri pe lună. Din punctul de vedere a Comisiei Economice, este o cheltuială care nu este justificată. Următorul. Ați făcut un calcul între cât se consumă acum și cât costă implementarea, că am dat și un alt calcul. Nici nu cred că trebuie să facă cineva un calcul, pentru că este, cum se vede, din avion. Și unul de clasa a doua își imaginează cam cât ar costa costul salariului unuia care monitorizează toate aceste GPS-uri, cât costă GPS-urile și cât poate să costă economia de combustibil la aceste... Poți să fac eu alte calculuri? Mă rog, putem să le... Noi nu ne prea pricepem la Comisia Economică, dar poate dumneavoastră să ne îndrăzgurim. Da. La câți kilometri sunt parcuri și la ce combustibil se consumă, o să vedeți. Deci, nu, președinte, nu pot să vă rățăresc. Noi am citit
răspunsurile care au fost comunicate. Mai citim încă o dată, mai văzut încă o dată. Răspunsurile? Pe care au fost date și răspunsurile la fiecare. Dar comisii nu. Răspunsurile nu au fost comunicate. A comisii. A comisiei nu și nu este doar un punct de vedere a unei persoane, un consilier. Eu, a unei comisii. La 3.3. Există, deci, așa, există o astfel de măsură făcută. Deci ceea ce privește cu recompensarea profesorii nu sunt recompensați, iar recompensele sunt foarte mici. Deci în modul în care am făcut eu proiectul de hotărâre este altfel decât ce se face acum. Deci, de scuze, deci mi s-a dat una, două, trei, patru pagini de scuze. Da? De domnul Măciu, fac o scurtă precizare. Măsura există. De dumneavoastră nu sunteți de cum se aplică, de acord, de cum ea se aplică. De, nu sunteți satisfăcut, poate considerați că un profesor merită mai mult decât un alt. Este altceva. Dar măsura există. Când se vor face în luna iunie sau iulie, la 1 iunie, când se vor face aceste plăți, puteți să veniți cu inițiativă, cu propunere. Vă rog, domnul. În ceea ce privește compensarea elevilor, aceasta este făcută mai mult decât transparent. Cadrele didactice care sunt coordonatoare ale instituțiilor de învățământ participă la o întâlnire în Consiliul de, și Consiliul de Administrație și se stabilesc niște criterii de acordare a acestor premii. Aceste premii se totalizează și trebuie să ne facem o prevedere bugetară aprobată prin buget. Și să știți că niciodată nu ne-am implicat noi ca și administrații sau ca și primărie să spunem că la Olimpiada X sau la concursul Y ar fi mai superior sau cadrele didactice știu mai bine evaluarea competențelor și rezultatelor acestor concursuri. Și de fiecare dată s-au făcut transparente, la 1 iunie, când este ziua națională, internațională a copilului, au fost recompensați în cadrul oficial, în cadrul festiv, în fața tuturor cadrelor didactice, a părinților și a celorlalți colegi, în parcul mare sau în zona centrală. Nu contest transparentizarea, contest suma care este alocată și niciodată nu voi fi de acord ca o masă cu invitații să coste mai mult decât cu premiile copiilor și a profesorilor. Bun, trecem la următoarea măsură care, la fel, există funcțiune. Domnul, și... Domnul, domnul Măciuc, haideți să nu facem aici, să intrăm în teritoriu. Pe cum puteți dumneavoastră, cum să vin cu un proiect de hotărâre în Consiliul Local, când spun așa, în cazul media și premiu să fie dat după media la purtare, după numărul de absențe? Nu putem noi să stabilim aceste criterii, așa ați propus dumneavoastră. Ia. Criteriile sunt stabilite, domnilor consilieri, de către Consiliul de Administrație în fiecare școală. Chestiunea asta se face de atâția ani de zile. Noi vrem să o prindem acum din zbor și să ne facem campanie electorală care s-a terminat de mult. Deci tot ce ați propus dumneavoastră până acum, dacă erau de interes, așa cum erau și celelalte propusele rezolvate. Eu acest lucru am făcut la Moinești și au fost premiați profesorii și au fost premiați copiii cu sume substanțiale, de la 500 la 1000 de lei. Sunt în comunitate se face, se dă 10, 20, 30 de lei, maxim 50 de lei. Deci sumele sunt stabilite. Deci așa cum o vom noi practica. Da. Participați că nu. E rândul meu să fac. Veniți cu propuneri corecte, concrete. Sunt concrete și corecte. Sumele de 10, 20, 30 de lei. Fac parte și altceva de cadrul unor echipe. Dacă echipa e formată din 15 și participați. Păstați disciplina și așteptați să vă dau poziția. Domnul Măciuc, haideți ca să deschidem un pic atmosfera, că văd că domnul Măciuc s-a încins. Dar chestiunea este felul următor. Domnul Măciuc, respectați reputația. Dacă așa s-au votat partiere, premii sau remunerații în bani de către Consiliul Local, vă rog, respectați reputația. Deci așa cum hotărâri de Consiliul Local pot fi retrase sau pot fi îmbunătățite, putea fi pe ordinea de zi și tot democratic putea să nu vota domnul. Sigur. Așa e democrația. Bun. Nu să nu fie depuse pe ordinea de zi. Dar vedeți că noi ne luăm în dezbatere pe toate și chiar ne-am tratat serios. Măcar atâta lucru faceți apreciere. Poate cu schimbarea puterii s-ar putea democrația să funcționeze puțin. Cum pamesc. Asta vă surprinde că totuși avea altă părere despre ei. Da. Dar sunt colegi acum.
pregătirea accesului cetățenilor la informații de interes public difuzate în oficiul în cadrul primăriei orașului Târgu Ocna. Eu știu că există în funcțiune această măsură, este implementată, există site-ul primăriei, care nu contest, vă dau dreptate, domnul Măciucă, asta este de cetățenii. Prospărăria, dar există. Că site-ul primăriei există. Adică informează cu totul altceva decât am cerut eu. Ca măsură există, n-am... Deci, și inițiativele nu sunt luate de pe planeta Marte, sunt acele de primării, Clujul, de exemplu, care funcționează și sunt simple. Dar și la Bacău, tot la fel. Vreau să fie și la Târgu Ocna, pentru că funcționează. Există la Târgu Ocna. Dacă n-ar exista, v-aș înțelege. Chiar dacă aș da cu copy-paste de la Iași și la Voinești. Arătați-mi dumneavoastră cele primăriei pe luna februarie. Arătați-mi. Aia înseamnă îmbunătățire, domnul Măciu. Dacă site-ul nu conține cheltuielile care le-a solicitat dumneavoastră, nu înseamnă că nu există site-ul. Era pe ordinea de zi dacă se vrea îmbunătățire. Există, doar că dumneavoastră propuneți o îmbunătățire. Punctul 5. Achiziția și instalarea unui număr de 35 de camere video și supraveghere, 30 fixe și 5 mobile. Iarăși îmi pare rău. Chestia asta este în curs de implementare. Este prinsă chiar pe obiectivul de investiție. Ați votat planul de investiții. Nu am votat planul de investiții. În 2017 nu s-a făcut. Deși era pe lista de investiții. Spuneți-mi, vă rog, dacă știți de ce nu s-a făcut în 2017. Că era tot pe cursul de implementare. Aici poate să răspundă domnul primar, dar eu altceva am vrut să spun. Poliția o cere de 6-7 ani. Informare, această propunere a dumneavoastră, această propunere a dumneavoastră este pe planul de investiții. Veniți cu inițiative originale și vă jos pălăria. Păi ce-ți implementați dumneavoastră, treceți un proiect exact cum am văzut eu să fac, prin votez. Dar de ce nu-l faceți? Pentru că eu sunt de la opoziție și nu vreau să mi băgați pe ordinea de zi proiectele. Știți de ce nu-l fac? Exact de asta, domnul Bucur. Că nu am fac pe roșii, exact de asta. Auziți? Nu-s capabil, că n-am inițiativă, că nu-s capabil, dar dumneavoastră dacă le faceți, faceți-le să fie originale, măcar. Păi sunt originale. Mă rog. Câte camere ați făcut dumneavoastră? Un proiect cu câte camere ați făcut? A, video. Uitați-vă în proiectul de respectiv. Punctul 5. 6. A. A, cu plata online. Funcționează, nu? Deci eu mă duc cu cardul acasă și pot să plătesc taxele și impozite. Nu cu cardul. Asta înseamnă un mai bun. Nu pe POS la primărie. Eu vreau să fiu să plătesc din străinătate sau din... Domnul Măciuc, ați dat o informație iarăși din zăbate. Da. Pentru că în cadrul instituției noastre, din ianuarie, lucrăm la acest proiect. Să știți că nu este chiar simplu ca să pui baza de date în care aparține patrimoniul întregilor cetățeni din localitatea Târgu Ocna în dispoziția unor entități virtuale ca să administreze plata online. Alții cum reușesc, domnul? Lăsați domnul Măciucă. Uitați-vă la cei alții care spuneți dumneavoastră cam ce platforme sunt în spatele acestor materiale și acestor softuri. Și noi vom face, dar la nivelul puterii Târgu Ocna. Nu ne comparăm cu Clujul, nu ne comparăm nici cu Sibiu, nici măcar cu Bacău, care e municipiul reședință de județ. Și dacă dumneavoastră ați primit un mesaj și un material și o informație. Și acolo să vedeți că sunt mai multe tipuri. Presupunem un soft special, o linie de internet specială, un set de calculatoare speciale care reprezintă interfață. Deci tot ce înseamnă sisteme de securitate. Pentru că nu poți să te joci cu patrimoniul unui om. Că nu e entitatea mea, că mi-am pus eu datele pe un site, pe ceva. Acolo e vorba de patrimoniu și oricine poate să intre. Cei care își plătesc facturile la... Dar noi nu suntem nici EON, nu suntem nici Delgaz. Deci nu avem nicio posibilitate. Nu am spus asta. Suntem în implementare. Plata online. Deci suntem în implementare și vom implementa. Deci în 4-5 ani o implementăm, da. Și ultima propunere a domnului Măciucu, o să discutăm la punctul 13, care de fapt este inclus acolo, informare cu privire la propunerea de schimbare a denumirilor unor străzi a orașului Târgu Ocna, care este următorul punct pe ordinea de zi, doamna Oleacă. Vă rog, scurt. Păi foarte scurtă, dragi colegi, și vreau să mulțumesc domnului Măciucă pentru inițiativa aceea cu care camerele și inclusiv domnului primar că ne-a îndeplinit ceea ce am promovat noi în campanie și am susținut. Vă mulțumesc, dragi colegi.
Noi o să susținem PSD-ul. La replică politică, noi PSD-ul o să susținem toate inițiativele care sunt pentru cetățeni. Vreau să ne ajutați indiferent de partidul să ne primiți celelalte inițiative din campanie. Da. Așa, voi ați făcut treaba asta? Nu și noi. Știți că noi am făcut. Noi am făcut-o și voi ne-ați ajutat. Știți care este diferența? Că PSD-ul mai găsește și făcutul. Da. Nu la bune cu altă. Vreau să pună doar 4 camere pe strada Viforii la un preț scăzut. Asta e democrația la PSD. Este un plus înseamnă că există. Trecem la punctul 13. Informare cu privire la propunerea de schimbare a denumirilor unor străzi din orașul Târgu Oca. Dacă sunt discuții aici... Dar foarte pe scurt. Trebuie să ținem cont, sunt două categorii. E o reparație istorică la cele două străzi importante, una. Iar celălalt, eu zic că ar trebui să mai stai pentru că e o bulversare totală. Dacă se chema Vara Verii, dar unde e Verii? Nu trebuie să primim generalul la tot pe șoiar. Deci, una e reparația istorică, una e alte, schimbăm străzile odată toate. Corect. Domnul Vastră, primul o precizare, la străzile care au fost schimbate numele, să rămână numele actual care este, de exemplu, dau mâine cu deasta la Victorii și subtea o pătruță adițională cu fosta camerul lui. Păi poate ce e așa. Dar nu e problema asta, putem să o facem. Dar nu schimbăm cu lentire. Dar noi trebuie să o facem, dar trebuie să... Trebuie să ne gândim la pălzire și în ținem material. O asemenea schimbare administrativă a denumirii unor străzi atrage după sine o grămadă de costuri. Plecăm de la fiecare persoană fizică în parte, că cine suportă costurile? Mi se pare că fiecare persoană în parte. Și sunt, de acord, plecăm acolo ca elementare. Cartea de identitate, după aceea permisul de conducere, așa cum. Deci sunt o grămadă de documente care presupun la rândul lor schimbarea adresei. Dacă da? Dați voi, eu am să vă spun care au fost discuțiile din comisie, pe scurt, rezumatul comisiei, din comisie. Inițierea unei proceduri pentru schimbarea denumirii a două străzi reprezentative. Deci, subscriu la ceea, am scris, de fapt, toată comisia la ceea ce a spus-o domnul Cristian Toi și de nu toate. Și în speță Bulevardul Republicii, în Bulevardul Ferdinand și strada Victoriei în Bulevardul Carol I. Strada. În Bulevardul Carol I, nu poate fi și Bulevardul. Chiar aici la strada Carol I. Bine, ea poartă denumirea astăzi de strada Victoriei și se poate fi denumită Bulevardul Carol I. E mai economică propunerea domnului Giurea. E mult mai economică. Nu, nu. Adică nu niciun ticât plăcuță. De acord, dacă ne gândim doar la bani, de acord. Dar trebuie totodată să fim în concordanță și cu istorie, să nu uităm pe chestiune că anul ăsta este anul centenar și de dragul reparației istorice, pentru că regimul comunist a schimbat denumirile de străzilor acelora care purtau aceste denumiri, că nu le-am inventat noi acum. Deci strada Victoriei purta denumirea de Carol I. Și sunt atât de urât strada Victoriei, la Crisantemilor, de ce nu nu, de dragul istoriei și a centenarului, dacă suntem patrioti și suntem români, cred că avem datoria să facem schimbarea. Tot de dragul istoriei, schimbarea denumirii străzii din strada Progresului în strada Regina Maria, care merge la un loc istoric, da? Care aduce în atenție schimbarea centenarului și am putea să facem. Eu v-am spus comunicarea a ceea ce a hotărât Comisia Economică. Asta nu înseamnă că ceea ce am propus noi nu poate să fie completat de dumneavoastră și prea nu va putea. Putem pune și în dezbatere publică să vedem ce zice cetățenii. Domnul Antoche era apăsat. Domnul consilier, nu știu că nu era consilier cu 2 ani, dar am venit cu o propunere care ea nu e niciun cost să punem vieții cetățenilor orați în piața Regina Maria și mai reprezentativ, să nu punem la o stradă neasfaltată. Și nu stă nimeni, nu locuiești nimeni pe strada. Locuiesc 4 familii care ne schimbă politic. Nu zic pe strada asta de aici, piața Trandafirilor, dacă nu stă la primăria, am înțeles. Deci mai primăria și-ar schimba. Nu stă nimeni în piață, stă pe strada. Dar tot pe poate Republică și ce... Aia-i procurarea pe cea mai constructivă. Care nu știu dacă 2 ani, că nu era domnul. Și constructivă și fără costă. Ce câte mine are buletinul că stă în piață? Piața care ne stă pe piața. Putem să ne numim de câmpul sau chiar piața de la Castrania, măcar atât. Dar eu cred că din punct de vedere patriotic,
că ar trebui să facem niște bătăni. Domnul Roșeț, vă rog. Eram curios, domnule președinte, dacă mai dați cuvântul, pentru că s-a acuzat că am vorbit prea mult. Dar trebuie prima dată. Nu vă uite din mormânt, domnul Roșeț. Mă, să întreba familia, soare. Băi, dar tu nu... Că-s mai în coada aia, nu mă prinde. Da. Acum, o să iubim. În referire care îmi făceam la domnul inginer Cernea, și indiferent cum am fost interpretat, eu nu am nimic cu omul, din potriva, o să vedeți că și votez pentru acordarea. Dar vroiam să știu dacă votăm sau primim un... La fel și în altele situații, ne s-a duce în discuții. Și undeva să spuneți, privind și conform legii transparenței decizionale, să fie publicate, să fie... Deci, totdeauna să pune cumva carul înaintea... Vă rog, vă rog, vă rog, păi, asta e problema aici. Deci, se pune cumva carul înaintea trebuitorului, ca să nu se mascaie la voi, sau nu știu. Deci, de ce nu se procedează conform legii? Să se pună în dezbatere publică, să se vină și să vină cu expuneri de motive, cu raport, cu specialitate, în altfel, la fel discutăm. Ei, nu, dar chiar așa s-a pus dat. Dar n-au fost băgate cu vremea de chiar așa s-a pus de dat. Nu, prezentat? Nu, 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 asta vrem noi. Spune-te pe domnul Tibara și domnule președinte, domnule președinte, asta vrem noi, acurateți. Adică, în loc să se vină cu o informare, spate-mi aici capitul. Dar informarea așa, unii se supără că vezi, Doamne, că am adus, că am luat în derizor. Domnul Roșeț, nu! Este informare, domnul Roșeț. Nu! Dar de ce nu s-a venit? Nu s-a făcut pașii necesari și la celălalt. E clar, 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 să se protejeze conform legii. Și ce vreau să vă spun? Spuneam, dacă nu l-am cunoscut pe domnul inginer Cernea, și nici domnul de altă parte, ea calculează de foarte multă vreme pe domnul profesor Stoica, în mare măsură cunosc și meritele, și prin simțuri proprii, și din cea mai scurtă. Și categoric domnia sa a venit cu argumente foarte pertinente. Dar acestea vor trebui îmbrăcate să ia forma unui proiect de hotărâre. Și ne vom pronunța la atare. Ce asta am văzut? Așa se va face. Exact așa se va face și vă publici de atunci când plecheți de acord cu mine, vom îmbrăca o proformă sau altă inițiativă de proiect de hotărâre a Consiliului Local. Mă, vom mai discuta și consecințele de ordine economică. Ultimul punct pe ordinea de zi înainte de legea de ziua spune informare și suprimire la spațiu din imobil de poate strada Sătineanu numărul 3 în care a funcționat laboratorul de analize medicale tip Agenta. Avizul comisiei, adică punctul de vedere a comisiei economice este ca valor domnul primar și instituția pe care o conduce să procedeze la prevederile legale. Dacă se întâlnesc condițiile de evacuare, să treacă la evacuare. Și din dacă mai sunt alte discuții, trecem la ultimul punct de întrebări, interpelări, răspunsuri. Domnul președinte, a ridicat în primul mână. Pare rău, domnule, v-ați uitat prea mult în telefon în ședința asta, fără să vă uitați în față, în stânga sau dreapta. Mulțumesc, domnule, să vă lăsați. Ideea exact ca să vă poată depăși ca timpul vorbiți. Nu, domnule, mulțumesc, vă rog să fiu foarte scurt. Pentru informarea populației și a noastră, a consilierilor locali, nu toți reușim să avem informații din azi, aș juca, dacă se poate, și din partea executivului sau domnul Ciubotaru, secretarul, să ne facă o informare. Sunt o serie de proiecte în derulare în cadrul orașului nostru. Unele chiar cred că au mai avansat. Și
Și ar trebui, cred, eu vin cu o propunere în fața dumneavoastră. Acum dumneavoastră puteți să spuneți, sau unele proiecte poate să aibă multe de rulare, eu aș propune ca toate aceste contracte, care sunt pentru mine personal, gândite ca niște realizări corecte și frumoase pentru localitate, aș dori să ne faceți o informare, dacă se poate lunar, din punct de vedere a evoluției acestor proiecte. Dacă nu, atunci când sunt, zic eu, etape importante în cadrul acestor proiecte, să fim informați permanent pe el și chiar și noi, dar și populația. Dacă se poate. Domnul consilier, așa cum în fiecare ședință am încercat să prezentăm stadiul evoluției proiectelor importante ale pe care le derulăm, luna martie chiar a fost o lună plină și au fost, spunem așa, trecute niște trepte foarte importante în cel puțin 3 proiecte. Și aici, dacă la început de luna martie s-a semnat de către administrație, împreună cu reprezentanții Agenției Nord-Est, reprezentanții Ministerului Dezvoltării din Guvernul României, și s-a semnat proiectul valorificare turistică și modernizare infrastructură specific în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna. Și oarecum atunci și pe noi ne-a luat prin surprindere sau pe repede și am făcut indicațiile către dumneavoastră de a participa la acel eveniment. Unii de dumneavoastră ați reușit să ajunge până programul a fost destul de aglomerat și n-am spus să ajunge, dar să știți că este, cred că, unul din cele mai importante proiecte pe care le va derula administrația locală. Și aici este meritul dumneavoastră, în primul rând, că ați dat răbdare, ați dat dovadă de răbdare, de înțelegere, de acceptarea tuturor modificărilor de ultimii 2 ani, când am venit permanent la toate dumneavoastră cu diverse, hai să modificăm, hai să mai actualizăm încă o dată indicatorii tehnico-economici, încă o dată documentațiile. Dar astea au fost, au făcut parte din activitatea noastră. Important este că proiectul astăzi are valoarea de 21.468.011 lei, exclusiv TVA, deci aproape 21.500.000, din care, da, dacă se transformăm în euro, 4,5 milioane de euro. Și aici sunt mai multe capitole care vor fi atacate în partea de infrastructură. Și infrastructură rutieră, 8.246 de metri, adică 8,2 km, 22 de străzi. Și aici eu le pot nominaliza, au fost și publicate, aici înseamnă Maior Roșiță, Nicolae Armănaș, Poet Ion Grămadă, strada Ieremia Grigorescu, strada Alexandru cel Bun, strada Constantin Mușat, strada 1 Mai, strada Răducanu, strada Podul de Fier, strada Ion Diaconescu, strada Pisești, strada Uituz, strada Mihai Eminescu, strada Silvio Vladimirescu, strada Verii, strada Gării, strada Petre Ispirescu, strada Toamnei, strada Văleni, strada Podei, strada Fântâna cu Apă Rece, strada sub locotenent Sion, strada Spitalului. Acum, în aceste străzi vor fi modernizate și asfaltate și de asemenea vor fi făcute trotuare, 13.790 de metri pătrați, 47 de locuri de parcare, din care 6 pentru persoane cu dizabilități și tot pe aceste zone vor fi așezate și 3,3 km de pistă de bicicletă. Acum eu sunt întreagă discuție. De ce sunt aceste străzi? De ce nu sunt și altele? Nu neapărat. Acest proiect a prevăzut valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea Târgu Ocna. Și atunci am luat harta și am văzut care sunt străzile, care sunt căile de acces către și de la obiectivele turistice și căile de acces în localitate, adică gara, autogară și tot ce au dus către aceste obiective. Sunt unele din ele cu o importanță mai mare, cu o importanță mai mică, dar fiecare obiectiv turistic cântărește ceva pentru Târgu Ocna. Pentru că sunt turiști care, chiar dacă noi discutăm mai de, nu știu, dau un exemplu, poate Fântâna cu Apă Rece, o stradă din cartierul care apareți cu domnule, da, e o străduță îngustă, da, acolo duce spre un fenomen carstic, spre o zonă de stâncărișuri în care există un club de speo-alpinism, ca acolo în care încearcă să pună valoarea acea zonă. Strada Vasile Alexandriu. Strada Vasile Alexandriu nu face parte din acest proiect, face parte din alt proiect și o să vă explic imediat și cu acea stradă ce se întâmplă. Trecem mai departe. Nu am avut
Modernizare și amenajare spații verzi, zone de agrement și recreere, suprafața propusă, 55.000 de metri pătrați, 55.322. Și aici avem amenajarea de spații verzi, de recreere și agrement a zonei pietonale a următorilor amplasamente. Pietonal strada Victoriei, adică continuăm de la magazinul central până la autogară, cu accesul la gara Salina. Aici sunt 1864 de metri pătrați, piațeta Costache Negri, 6055 de metri pătrați și parcul Mădcura, 47403 de metri pătrați. Aici, cred că finalizarea acestor zone, va fi gata, va fi, va pasa localitatea Târgovna într-o o stațiune modernă și atractivă, și mai atractivă decât este acum. Mergem mai departe. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public. Și aici, modernizarea sistemului de iluminat public, în zona străzilor propuse modernizării, cât și a spațiilor verzi de recreere și de agrement, prin instalarea de becuri LED, cu impact asupra eficientizării consumului energetic și creșterea atractivității stațiunii paleoclimatice. De asemenea, prin proiect se are în vedere și extinderea sistemului de iluminat public în zonele neacoperite, respectiv pe străzile Văleni, Nicolae Arbănaș, Podul de Fier, Gării, Petre Ispirescu. De asemenea, se propune dezvoltarea iluminatului public în spațiul verde nou creat din zona Parcului Mădura, piațeta Costache Negri, pietonal Victoriei. Alt capitol. Infrastructură rutieră. Infrastructura rutieră propusă pe acele străzi care le-am nominalizat va fi făcută așa. Acolo unde există asfalt, frezare și două straturi de asfalt, acolo unde structura rutieră sunt din străzi balastate, va fi balast, piatră spartă și două straturi de asfalt. Refacerea trotuarilor, acolo unde există, amenajarea peste biciclete, modernizare iluminat public. Pe partea de modernizare și amenajare spații pe zone de agrement avem pietonalul Victoriei, elemente constructive, pavaj, piatră cubică, dale de beton, tirol compresat, mobilier urban, utilizat pentru amenajare, bănci, jardiniere, coșuri de gunoi, coșuri, compartimente pentru a permite o colectare diferențiată a deșeurilor, respectiv toate cele sorturile, suporturi de biciclete stradale, stâlpi de limitare spații, toalete ecologice vidanjabile, din care una pentru persoane cu dizabilități, panouri de informare pentru protejarea mediului înconjurător, a biodiversității și acolo, în zona centrală, va apărea un panou de informare turistică și un panou de informare a datelor din instituția noastră. Piațeta Costache Negri, alee pietonală, iarăși elementele constructive cu tot ce înseamnă pavaje, mobilierul urban, bănci, pergole, suporturi de biciclete, coșuri de gunoi cu scrumieră, coșuri cu gunoi, și la fel jardiniere, străzi de limitare. În Parcul Mădura, la fel, și extinderea zonei care nu astăzi nu este amenajată. Deci cam astea sunt pe scurt toate elementele care compun acest proiect. Este un proiect grandios și interesant. Alături de proiectul ăsta, în săptămâna, acum două săptămâni, s-a semnat iarăși un proiect prin Planul Național de Dezvoltare Locală 2 pe modernizare și reabilitare infrastructură școlară. Acolo iarăși sunt aproximativ 4.200.000 de euro care se împart către 4 unități școlare. Colegiul Național, două grădinițe și creșe. Colegiul Național și grădinițele vor fi modernizate și reabilitate, iar spațiul de creșă va fi construit de la zero pe actualul amplasament al școlii numărul 4 din Tisești. Știe întreaga lume că am ajuns la starea noastră. Da, mi se pare corect să știe. Dar mai ceva, domnul. Vă rog. Și ultimul proiect care vinerea trecută a fost finalizat în procedura. Am finalizat proiectul cu cele 8 străzi care fac parte din Planul Național de Dezvoltare 1. Acel proiect, mult discutat, mult întârziat, s-a finalizat și ultima procedură de contestație a celor care au... Și știți că dacă trebuie să întreba cine a spus că nu pot să spun că suntem încă în procedură. Astăzi, constructorul e o asociere de firme, Alconet, SRL și Girona. Puteam să jur? Da? Luni a fost semnarea contractului. Nu e o idee, da. Luni a fost semnarea contractului. Luni a fost semnarea contractului, constructorii au fost aici, ne-am deplasat și în teren. Strada cea mai dificilă, cea mai vulnerabilă și cea mai greu de atacat, pentru că acolo este o zonă turistică, este vorba de zona Salina. Am discutat și cu conducerea Salinei. S-a găsit acolo
posibilitatea să o fragmentăm în trei etape, pentru că trebuie să funcționăm și cu accesul către cartierul Vâlcele și cu accesul către Salină, în ceea ce privesc turiștii, și desfacerea camioanelor și acelor mașini de o capacitate mai mare. Vor începe lucrările pe 12 aprilie. N-am vrut să începem acum, pentru că sunt sărbătorile pascale și acum în zona aceea este un afluz de turiști și atunci nu făceam decât să începem și blocam două zile. Pe 12 aprilie vor sosi constructori acolo. Paralel cu strada Salinei acolo, se începe și strada Poetiu Grămadă și Pânul Vâlcica, pentru că mută cartierul general acolo și începe. După ce vor fi finalizate aceste două străzi, se mută constructorii în zona strada Avram Iancu, Ștefan Constantinescu și Vasile Alexandrii, pentru că tot unul din constructori care are un alt proiect anterior va finaliza strada Tăbăcari. Și atunci va fi o cale, o arteră de a ocoli zona centrală, care vedeți și dumneavoastră că peste zi, practic, suntem sugrumați. O parte din cei care doresc să ajungă în cartierul din Gura Zălnic sau să ocolească zona centrală, pot să o ia pe Tăbăcari, Avram Iancu și să-și continue drumul. După care, cea de-a treia etapă este, sunt cele două străzi din Gura Zălnic. Acum sunt discuții, deci am ales cele așa. A coincis și cu surparea de drum de la Gura Zălnic. Și acum ați văzut și dumneavoastră că e un întreg disconfort să o luăm prin Gura Zălnic. Este o stradă care aparține localității și nu am reușit să o facem până acum funcțională și am știut că se întâmplă acea nenorocire. Iar dacă am fi mutat șantierul acum, nu făcea decât să îngreunăm și mai tare zona. Pentru că străzile acestea nu sunt pregătite nici astăzi și nici pentru proiect nu sunt pregătite să suporte un trafic greu. Și atunci, dacă le-ai fi făcut pe alea, toți încercau să o ia pe zona de asfalt și le distrugeam într-un timp foarte repede. Asta e proiectul cu străzile, care s-a și acum sper ca să iasă și ultimele avize și să ne încadrăm în termenul de 12 aprilie. Iată că sunt proiecte. Da, am o singură completare. Să ne informez, plus de ce a spus domnul administrator public, cu acest din 12 am participat la ședința județeană cu Comitetul Județean de Urgență și s-a hotărât închiderea pentru că acolo este un izvor în coasta Măgurii, care a provocat acele aluviuni. Știți că acolo este drumul betonat și apoi s-a turnat asfalt. Pe sub plăcile de beton a fost luată infrastructura, dar aș dori să vă spun că din toate analizele făcute și cu specialiștii de la sondă și mulțumesc că aș domnul director pentru colaborare, nu are nicio legătură cu exploatarea sondelor de sare soluție. S-au luat analize și la apă și s-a constatat că nu este. Este într-adevăr un izvor acolo și vă spun asta ca să știți că sunt multe discuții care are mileu de fier, dar este din zăcământ, sunt izvoare de suprafață. S-a închis drumul, s-a cerut să se urgenteze, se vor face studii geo și vor stabili exact ce lucrări trebuie să facă. Cei de la drumul național, deci au luat obligația, că vor semnaliza circulația pe varianta veche, drumul vechi spre Slănic, pentru toată lumea, să știți așa, și se trece prin strada Tisești, pe podul nou făcut peste Slănic, și se circulă pe strada Bradului Gura Slănic. Parte din ei, am rugat ca riveranii să poată circula, se circulă și pe strada Gura Slănic, pe coasta Măgurii, cum se poate și accesul spre Mănăstirea Măgura a rămas în regulă. Nu sunt probleme cu utilitățile. S-a modificat rețeaua de energie electrică, este și conducta de la Transgaz, ei sunt sub observație și nu sunt probleme. Doresc să vă informez cu canalizarea și cu stația de epurare și bine să știți și dumneavoastră și chiar vă rog foarte mult, domnul consilier, dăm toate datele la dispoziție pentru că este regretabil ca după 4-5 ani când discutăm de strada Vasile Alexandrii cineva să nu știe ce este cu ea. Această canalizare s-a făcut recepția. În aceste zile s-a început din nou recepția pe tronsoane. S-au găsit, într-adevăr, defecțiuni la diferite cămine prin Vâlcele. S-au găsit probleme de etanșare. Constructorul este în zonă. Chiar dacă organizarea de șantier a fost, să spunem, eliberată cumva, ei sunt în zonă și depar aceste defecțiuni. Unde aveți probleme, vă rog să insistați, pentru că vor face și remedieri la străzi. Toate celelalte străzi din oraș care au fost afectate de canalizare, vom începe cu acțiune de reabilitare a lor.
Continuăm cu străzile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, să le trecem aproape pe toate în, pentru asfaltare, însă, deocamdată, ce s-a arătat aici de către administratul public sunt contracte semnate. Stația de epurare va trebui să pornească, sunt doar câteva echipamente care mai sunt demontate și vor începe probleme tehnologice și în acest an vom da drumul la această investiție care a durat atât de mult. Atenție cu cetățenii ce să le spuneți. Noi vom stabili împreună cu Compania Regională de Apă în ce mod își fac branșamentele fiecare cetățean. Sunt discuții, nu putem lăsa pe fiecare cetățean să branșeze la aceste cămine, va trebui să găsim o soluție și eventual o firmă specializată care împreună cu fiecare cetățean să stabilească să putem face funcțional întreaga instalație. Mulțumesc! Dacă permiteți, am uitat să spun de, am spus doar de proiectele care deja s-au semnat, că, dar în paralel, acum lucrăm pe programul operațional regional, pe școala numărul 1, școala 2 și liceul tehnologic. Lucrăm la proiectare, s-au făcut studiile geo, au fost firmele abilitate și acum suntem în fază de a întocmi documentația cu consultantul să le depunem pentru finanțare. Casa de cultură continuă, blocul, ați văzut și dumneavoastră că s-a făcut planele, s-a săpat, da, acum se face structura pentru fundație. Cred că interpelarea domnului a primit un răspuns chiar mai amplu de ce solicitase. Și totodată accentuez eu, domnul Ilie a făcut precizarea că solicită lunar o astfel de informație. Păi la fiecare ședință putem la final să venim și să prezentăm ce etapă. Ca să se știe și aparatul primării să pună la dispoziție evoluția tuturor acestor proiecte importante. Domnul Rusu a descoperit. Mulțumesc, domnul președinte. Frumos ce ne-ați prezentat, domnule Cristian Cibotare, domnul primar. Să sperăm, să vedem la sfârșitul acestui mandat cât și cum se va realiza din ceea ce ne-a prezentat. Așa. Asta era ca o paranteză înainte să îi spunam. Două niște probleme pe care eu vreau să le transmit pe executivului și unul din ele, mai ales biroului pentru strategii și proiecte de dezvoltare, nu mai știam cum se numește. Există un program al Comisiei Europene în care se acordă fonduri și se acordă fonduri europene pentru a pune la dispoziția cetățenilor gratuit Wi-Fi. În parcuri, piațete, clădiri ale locale, biblioteci, muzee și așa mai departe, bani pe care din acești bani se finanțează cu 100%, deci nu trebuie să avem niciun fel de participare. Și se finanțează echipamentele, costurile de instalare, abonamentul și costurile de întreținere pentru 3 ani de zile. După cum știți, programul este deja în derulare, nu este de foarte mult timp, dar după cum știm cu toții, primul venit, primul servit. Așa că biroul de pentru strategii și dezvoltare a trebuit să-și arate acum că n-a primit pe mărirea salariului degeaba și să facă. Chiar am să urmăresc, să știți. Cu siguranță, domnul. Am să urmăresc. Am o singură problemă. Legată și de ce ați spus dumneavoastră că s-a luat acolo drumul și a mutat circulația pe partea asta la altă. S-a montat în zona unde se plătește CSRD, s-a montat un sistem de oprire interzis. Am văzut că poliția urmărește acum, acolo stă toată ziua, chiar i-am văzut în câteva zile, după două zile în avion. Cei care opresc și își duc copiii la grădiniță au primit deja câteva amenzi, care au oprit să-și plătească la SDS sau primit amenzi, cei care mai sunt vreo câțiva agenți economici acolo pe care i-am terminat, 2-3, și nu știu dacă e cazul să-i nominalizez. Haideți să găsim cumva o soluție, să vedem ce facem, nu-i corect. Să știți că opresc mașini și într-o parte și în cealaltă, ar trebui mutat pe partea aia dacă nu. Sau să stea să dirigeze cumva ce... Hai să punem cumva staționare interzise, dăm voie să stea un minut, două. Nu să fie interzis, să se termine. Au dat ăștia, își fac mai amenea. N-am nimic împotrivă. Domnul consilier, nu a fost inițiativa instituției noastre a primăriei, pentru că cu siguranță nu ne dorim să obstrucționăm și așa traterele sunt cum sunt. În Comitetul de Situație de Urgență, care s-a stabilit relocarea traseului și stabilirea acestui traseu, cei de la Compania Națională de Drumuri, CNRAIRU, prin districtul de aici, au obligat.
creativitatea de a asigura semnalizarea rutieră și noi să punem la dispoziție semnele. Deci ei au stabilit din punct de vedere, avem un document încheiat cu ei, în care tot ce înseamnă fluidizarea traficului, ei l-au stabilit cum să-l pună, cine să-l pună. Acum va apărea că acum analizează și la intersecția cu Tiseștiu și cu Grazălin, care va fi, că până acum era drum prioritar cel spre Tisești, acum se pare că vor să-l pună pe ăsta, unde să facă o să discutăm din nou cu, o să discutăm din nou cu cei de la instituția poliției, să găsim o soluție. Da, mai era o problemă. Ați spus, asfaltăm, facem, s-a făcut strada, Mișorul, Campul și Daniela Tăruia. Foarte bine. Haideți să facem, haideți să facem, sau să asfaltează, le asfaltăm, corect, s-a decopertat, s-a asfaltat, după ce am terminat de asfaltat și frumoasă strada, așa cum se face în România, o stricăm. Să ridicăm gurile de canal, să ridicăm gardurile. Și haideți să mergeți să vedeți acum ce este pe Maiorul și pe Daniela Caurea, chiar am văzut. S-a ridicat gura de canal, nu s-a mai pus asfalt, chiar dacă s-a pus asfalt, s-a pus niște beton sau chiar dacă se pune asfalt, apa se infiltrează în gheață și acum să vedeți că este, nu mai arată în regulă. Deci, totuși, la proiect și astea noi, sunt atâtea, totuși, suntem în 2018, sunt atâtea aparate de... Da, nivelul și de asta nu poți să spui că n-ai, trebuie să pun întâi asfaltul și după aia s-a dus la nivelul asfaltului gura de canal. Este atât aparatură. Dai nivel, ridici canalul și după aia pui asfalt. Niciun fel, se poate. Haideți să vedem, ați turnat acolo asfalt la poștă, la noua poștă. Foarte bine, că era, nu se mai putea merge din acolo, în tocul ăsta. Dar, nu știu cum a făcut recepția. Asfaltul a luat forma vechiului... A fost doar o reparație. A fost reparație? Hai să o facem ca noi, dăm bani. Nu chiar așa de ieftin totuși asfaltul. Asfaltul care l-ați pus acolo a luat forma betonului care era și vedeți când plouă sau se topește zăpada, să vedeți cât e, cum sunt bălțile acolo. Haideți dacă totuși facem. Eu știu că a fost de reparație, dar haideți să le facem. La 460. Haideți să le facem ca noi. Haideți să le facem ca noi. Reparații, reparații, dar nu le, mai bine nu le mai facem dacă ți-o prima. Mulțumesc. Ca să scurtăm, ca să nu fiu foarte scurt, să scurtăm chinul cetățenilor și a taximetriștilor și a celor cu microbuze care face transport local și a tuturor cetățenilor în general, pe străzile care nu sunt prevăzute în master plan pentru asfaltare, de exemplu cum ar fi Vâlcele sau că dacă spun de Vâlcele și lumea că așa, dar eu sunt obiectiv, asta este, pentru că sunt din Vâlcele. Aș vrea să treacă la tratamentul ăsta cu balastru. Bine, s-a făcut în fiecare an, dar ar trebui făcut iarna a trecut, sper că nu mai vine. Să treacă la asfalt, la balastarea asta cât mai repede, că e dezastru, să merge destul de greu pe drumurile astea neasfaltate. Asta era problema. Nu numai la Vâlcele. Sunt o grămadă de străzi în Târgu Ocna care nu... Efectele acestei nu sunt asfaltate și trebuie toate străzele de pământ și de balast. Sigur. De exemplu, și chiar și mă uitam astăzi, am făcut un drum pe acolo în fața gării. Toate. Acum dacă se va trece la lucrările de asfaltare pe strada Saline, obligatoriu strada aia din fața gării trebuie balastată, ca să o să folosim foarte des strada aia. Timpul, da. Că va fi deviată pe acolo. Sigur, pe acolo se va circula. Eu astăzi am făcut o probă pe acolo. E dezastru. Deci sunt găuri din nu ai pe unde să le ocolești. N-ai ce să... Și mai sunt probabil străzi în oraș care nu le-am vizitat. Ne-am fi dorit ca, așa ne-am propus la începutul anului, ca pe sărbătorile pascale, să avem străzile funcționale. Dar iată că vremea nu ne-a permis, suntem în procedură și vor imediat cum se usucă puțin, pentru că acum în zona asta de mâl, de partea asta udă, nici n-ai ce să-i faci acum. Că ar trebui să decopertezi tot 20 de centimetri de mâl, de noroi, de tot felul de acele nămoluri și să pui piatră. Mai ales ținând cont de faptul că știți foarte bine că strada Vâlcelei nu-i trecută în master plan pentru
O să o vedeți, că o să apară. Nu știu, poate o să faceți dumneavoastră o minuni să o treceți de acum, dar eu... O să vedeți că depune tot efortul ca atunci când vor ajunge construcțiile în zona Vâlcele, nu putem să rămână bucat în zona principală. Eu mi-am cam pierdut speranța, pentru că odată ce m-am uitat pe hârtiile alea și am văzut că nu-i trecut, cred că e foarte greu de acum să mai repare ceva. Dar măcar cu balastru, dacă nu altceva. Atât am avut. Mulțumesc, domnul Pavolache, că domnul Pavolache a fost problematică, ce nu mai completează ședința dumneavoastră. Doamna Barnă, mă rog. De curând aș vrea să fac niște mențiuni legate la putere și a ce a spus mai devreme domnul consilier Măciucă. Aș fi reprezentat la Consiliul Local, dar în special, ca profesor, ca fost elev al instituțiilor de învățământ din Târgu Ocna și ca părinte. Consider nepotrivit o atitudine dintre asta de luat în derâdere o activitate care pentru unii nu, probabil să nu reprezintă ceva deosebit, desemnarea cu cadrul ales cu un festival a acelui contract de finanțare, în baza căruia localitatea noastră a câștigat bani frumoși pentru aceste instituții de învățământ care chiar aveau nevoie pentru o funcționare corespunzătoare la aceste standarde moderne. Copiii, părinții, toți sunt interesați de aceste lucrări care se vor desfășura, nu numai ca beneficiari. Dar să știți că, așa cum s-a întâmplat și cu contractul cu canalizarea, în momentul în care se efectuează lucrări și ei vor avea de suferit de ceea ce privește o eventuală relocare a anumitor efective de elevi, ținând seama de faptul că lucrurile sunt destul de ample. Pentru faptul că am apărut la acea emisiune pe care o consider ironică, la Starea Nației, consider că a fost o răutate, nu știu da, câți dintre dumneavoastră ați apreciat-o, eu mi-aș dori să mai apare la Starea Nației cu multe, multe investiții în Târgu Ocna și să popularizăm. Să facă emisiune, să fac copiii și părinții, da, pe vremea lui Ceaușescu. Nu i-am spus domnul Consiliu Măciucă și să știi... Nu cred că au venit neinvitat, am fost de la oră, în locul venit, împotriva de învățământului. Domnul Măciucă! Care știți că o cunoaște. Domnul Consiliu Măciucă! Vă rog din suflet să respectați regulamentul Consiliului Local și să vorbiți doar când vi se dă cuvântul, domnul Măciucă. Altfel, dacă nu, trebuie să ne curgem la... ce prevede regulamentul. Respectați cum v-ați spus și dumneavoastră respectați. Mă rog. De comun acord cu cadrele didactice au și făcut program de recuperare pentru acea oră în care elevii au fost informați. Nu a fost scos nimeni cu forța, nici cadre didactice, nici elevi, nici părinți, nici altceva. Eu îmi doresc ca și pentru copiii dumneavoastră să aveți parte de astfel de investiții. Eu îmi doresc în tot sufletul ca acele programe de finanțare prin port să fie finanțate cel puțin la aceeași valoare și de aici acolo, da, cred că ne putem asuma noi ca și cadre didactice recuperarea materiei din acea bucățică din ora respectivă. Și cred că asta nu este un experiment special pentru învățământ. Deci, aici privește alocarea resurselor financiare pentru premierea elevilor și profesorilor, vă reamintesc că am făcut lucrul acesta în fiecare an, în ceea ce privește bugetul local știm că nu este suficient de îndestulător și pentru străzi și pentru toate investițiile, chiar și din învățământ. Vă aduc la cunoștință faptul că, din informațiile care le avem până acum, la nivelul orașului Târgu Ocna, chiar avem un calificat la Olimpiada Națională la Biologie, sunt de la CNMI de clasa 11, care au ținut pe minutii la anatomie și fiziologie umană, ne reprezintă cu cinste acolo, alături de cadrul didactic care l-a pregătit. Să remunerez cu o sumă de risorie, atât cât își permite Consiliul Local un astfel de cadrul didactic meritoriu, eu cred că e oarecare... Consiliul Local își permite să dea bani suficienți pentru un rezultat așa de bun. Are o cofinanțare, pentru unitățile de învățământ. Elevii cunosc situația și dacă m-am gândit și pentru campionul balcanic și pentru multe alte situații, sumele au fost mai consistente și nu întotdeauna au fost modice. Am încheiat subiectul acesta, trec la următoarea... la următoarea solicitare. Este o solicitare din partea colegiului CNMI. Având în vedere faptul că această instituție de învățământ, anul acesta împlinește 100 de ani, deci este anul centenar, în săptămâna 21-25 mai se vor desfășura activități specifice, este declarată săptămâna școală altfel și datorită acestui eveniment.
în acest sens vă și invit să participați, să vă arătați sprijinul și să-i ajutăm pe cei de la CNB să desfășoare activitățile festive care implică și niște costuri de imprimate și de astfel de materiale. Nu e prima dată să solicităm ajutorul și de fiecare dată mi s-a răspuns pozitiv. În aceeași ordine de idei, tot o solicitare și o aducere la cunoștință. Astăzi, un grup de elevi de la CNGRI au dus în continuare acea tradiție de colaborare cu liceul de Oretic Alexei Matei din Fricova. Au fost invitați de cei de la Fricova, însoțit de doamna profesoară, s-au deplasat acolo, începând de astăzi, pe o perioadă de 5 zile. Urmează, ca în perioada 12-16 aprilie, cei de acolo să vină în localitatea noastră. Este singura perioadă din anul școlar când ei, din acest an școlar, când ei mai pot obține avizul, că ei nu se pot deplasa în orice zile pe perioada vacanțelor. În sensul ăsta, de asemenea, solicităm sprijin pentru a le acorda atenția cuvenită. Ei vor locui în familiile elevilor noștri, așa cum vor locui și ai noștri în familiile lor, dar trebuie primiți într-un cadru festiv, trebuie organizată o primire corespunzătoare și, de asemenea, de fiecare dată ne-a spus la alături ce vă mulțumim pe alături și sperăm că și în urmare la solicitările învățământului vor avea ecou pentru fiecare consilier. Vă mulțumesc! Îl asigurăm noi și am asigurat de fiecare dată deplasările lor și de asemenea asigurăm prin serviciul de transport elevi, asigurăm transportul tuturor elevilor care merg la tot ce înseamnă olimpiade, competiții, fie aici în interjudețene, fie în zona Moldovei. De fiecare dată, funcție și noi niciodată n-am făcut rabat, dacă am făcut o solicitare de 4 persoane, de 6, de 8, de 10, am găsit soluții să asigurăm transportul și cred că și acesta este un cost pe care Consiliul Local a găsit soluții să-l asigure. Vis-a-vis de centenar. Vis-a-vis de centenar ne vom implica și ne implicăm așa cum am făcut de fiecare dată la toate acțiunile și la toate manifestările culturale, istorice și chiar și religioase, ci venim printr-un parteneriat în care s-a venit. A scăpat centenarul Unirii Basarabiei, l-a scăpat. Nu l-am scăpat, nu l-am scăpat, a fost o manifestare, e adevărat mai timidă, cu profesorul nostru de istorie, la Colegiul Național CNGRI. A fost o... Și la Bacău a fost ceva mai grandios, iar reprezentanții Colegiului Cultură de la Târgovna au participat la acea manifestare de la Bacău. Așa este. Nu mi-am pus. V-am trecut și eu o sugestie pentru ce da, la rând, da, la rând. Nu mă cred că nu s-a dat. Eu propun să terminăm o dată. Aveam o serie de răspunsuri, dar le-a asigurat domnul administrator. Referitor la... Nu, eram înainte. Eram să stau răspund la ceea ce ai pus să spui. Și aici tot vorbim. Vă rog, liniște. Haide, domnul pregătător. Din punctul meu de vedere, să revin la acel eveniment, dacă tot s-a discutat așa de mult aici, acel eveniment care a avut loc la Colegiul Național Costa Chirin. Eu nu cred că a fost, din punctul meu de vedere, nu cred că a fost doar o informare. Dacă s-a fi vrut să fie doar o informare, elevii puteau fi informați altfel. Eu cred, asta este părerea mea, că a fost, s-a început o campanie electorală, văd că tăiem pambici, s-au tăiat pambici la autostrăzi neterminate, care ulterior la o săptămână, două luni, parte din ele s-au dărâmat. Acum văd că tăiem pambici la niște lucrări pe care nici măcar nu s-au început. Și din punctul meu de vedere, cred că a fost un fel de campanie electorală. S-au adus elevi din alte localități, au venit primari din alte localități, au venit viceprim-ministru, au venit deputați, au venit senatori și dumneavoastră spuneți că ați făcut o informare. Informarea se putea face la direct către elevi, adunați pe ei și informați, s-a semnat, s-a făcut. În condițiile în care noi am aprobat aceste investiții, în luna noiembrie, dacă nu mă înșel, am aprobat aceste investiții în sumă de... era mai mică suma și acea sumă se pot
cu, acele, cu această sumă, să vedem ce o să face cu acești bani, că totuși s-au alocat, nu știu cât s-au, 130 de miliarde de lei, putem să construim un colegiu nou cu banii ăștia. Să vedem ce o să, să dea Dumnezeu să vină, să faceți ce vreți să faceți. Dar cu tot respectul, vă spun, este părerea mea, n-a fost o informare, a fost efectiv un spectacol, din punctul meu de vedere, grotesc. Vă mulțumesc. Dar ce idee v-a spus dumneavoastră în altă localitate? Că au fost, vă arată înregistrarea, să spunea, doftenarii mei, poftiți, dar știți că din elevi ce negri, un număr foarte mare sunt elevi la ce negri. Nu contează, nu contează, s-au adus elevi, s-au pus, săraca fata aia a stat acolo în fric, a fost învățată ce să spună, i s-a spus, mai avem și noi informații. Nu puteți să ne spuneți care i-ați informat. Eu n-am vrut să spun treaba asta, dar am spus-o pentru că ați venit dumneavoastră cu această precizare și a spus că a fost informare, dați-mi voie să vă contrazic și eu mi-am expus punctul meu de vedere. N-am vrut să spun să știți, n-am vrut să spun. Domnul Grozav a spus mai înainte că este un politician și am spus, stai să vă spun și eu. Eu am fost prezent acolo și vreau să spun că a fost o onoare pentru că am reușit să ne întâlnim, chiar dacă unii dintre oameni au și legătură cu partea politică, dar faptul că au venit la Târgu Ocna și nu pentru orice, pentru a-ți marca un eveniment deosebit, că noi de aici de acolo câteva milioane de euro au fost investiți. Și atmosfera a fost limitele bolului simță, copiii au fost entuziasmați și deosebit de plăcut impresionat de prezența oamenilor și discuțiile chiar n-au fost un lucru de tătă politic. A fost într-o armonie și într-o manieră civică că nu se poate vorbi. Dacă îmi permite să fac și o remarcă, îmi pare rău, domnul consilier Grosov și domnul consilier. De faptul că ați încercat să politizați și chiar îmi pare sincer. Și ca să vă arată o diferență de atitudine, în momentul în care a venit domnul ministru atunci al transportului, Ludovic Orban, în Târgu Ocna, și care voia să tăiați pandicile la viitoarea reparație a străzii de pe Cernu, am fost și eu participant și chiar am fost mândru și am zis, domne, unde n-ar da Dumnezeu, poate să fie de la mama opoziției sau mama puterii, ca să vină în orașul de Bogna în fiecare zi și să le aducă proiecte și să le facă și așa mai departe. Tot la fel a fost și când a fost domnul ministru de interne Berca, îmi pare rău că acum este unde este și cum este, și și atunci a fost vândut de, chiar dacă era din partea de la urmă. Domnul ăsta reușită, nu s-au tăiat banii și vă aștept străzile sau dărâmat. Și vă aștept și pentru dumneavoastră ca cetățean al orașului să vedeți partea pozitivă și să fiți atât cu vreo. O văd, domnul, o văd, Dumnezeu să faci să se facă această investiție. Nu trebuie să fiu supărat că am ajuns la starea nației. A fost o sasieră, supărarea mea foarte bună, pentru noi foarte rea. Dar ce mi-a spus mai devreme, așa ca mine, care își amintesc de epoca pionierilor, se-am răit pe epoca pionierilor asta aici. Da, să rămâne satira, satira. Și banii rămân bani, bisnisele sau. Să te atunci pentru copii. Dar fii scoat la bani. Doamne ajută să facă. Așa. Asemănare este viitoare. Și asta am vrut să spun și la satira. Deci n-am fost nimic așa. Aș fi fost extrem de deranjat. Nu trebuie să supere satira. Nu trebuie să supere satira. Iar eu personal, iarăși aș fi fost extrem de deranjat în condițiile de acea satira, dacă eram satirizat de ceva rău. Dar dacă am fost... Medializați, până la urmă, dacă am fost medializat pentru o chestie bună, să dea Dumnezeu să mai fiu satirizat. Că abia ne-a făcut un serviciu. Păi nu mă trebuie mai mult. Da, sigur, sigur. Din nefericire n-a fost același serviciu când s-a popularizat drumul de la Vâlcele. Vă rog, domnul Păciu, că erați dumneavoastră. Vom atunci dată trei bucățe mici. Rada Vincioși. Rada Vincioși. Da, da, nu v-aș parcă și vreau să-l doamnă prin așa mai bine. Strada Vișorii, ca toate celelalte străzi care sunt prinse în Programul Național de Dezvoltare Locală, acolo a fost doar reabilitare, nu modernizare. Și Strada Vișorii a avut o anumită suprafață de trotuar și a fost reabilitat, acolo unde nu a fost trotuar, nu este reabilitat în cadrul acestui proiect. Va rămâne exact cum... Nu va rămâne așa, vom găsi o soluție să extindem partea de trotuar. Acolo avem în lucru acum și extinderea rețelei de gaz, pentru că acolo nu este rețea de gaz, și ea va trece pe trotuar pentru a nu sparge. Să găsim o altă formă de finanțare pentru continuarea trotuarului. Perfect. Așa le spun la cetățeni. Doi domnule. Doi. Doi. Cubelele de gunoi. Dintre cele două momente istorice. Când se iau în amul centenarului? Întrebare. O
cuvere de gunoi, suntem acum în, în situația când a deja în cartierul Poieni, în cartierul Mosoare și în cartierul Părcuri, distribuim la fiecare gospodărie cea de-a doua cubelă pentru a trece la colectarea selectivă cu două frații. Nu, cea dintre cele două monumente istorice. Da, cele două, între cele două monumente istorice, colegii noștri de la Compania de Utilități Publice au un grafic de ridicare. Acum, dacă dumneavoastră ați sesizat acest încercăm să găsim altă locație și în momentul când terminăm tot cartierul de aici, din zona Maior Roșiță, cu distribuirea celei de-a doua cubele, o să vedeți că acele vor fi desfințate. Păi deocamdată am început cu poieniul din zi, că nu știu. Suntem un punct de evaluare. S-au afișat la cubele de gunoi, care am luat din zona urbană, amenzi. Câte amenzi s-au dat până acum? Amenzi coercitive nu s-au dat, dar s-au făcut procese verbale de avertisment. Pentru că așa, cum am spus de fiecare dată și aici, am și în Consiliul Local s-a discutat, nu trecem la măsuri coercitive din prima, pentru că rolul nostru este să încercăm să educăm și să prevenim. Perfect. La câte persoane ați dat avertisment? Nu știu să vă spun exact câte procese verbale. La ședința următoare o să primiți răspunsul. Mulțumesc, asta e tot. Pentru că mai sunt interpelări. La punctul ăsta ultim, trebuie făcut o precizare acolo legat de câte întrebări, câte interpelări, că așa ne lungim până la stadiul de grecești. Fiecare, nu, dar ședința avem o fiecare dură. Regulamentul se poate îmbunătăți, domnul. Păi tocmai de aia zic. Venim cu inițiativa, îl copiem pe domnul Roșeț, dacă nu mai sunt întrebări. Deci nu președinte, dacă președintele îi place să se iată scaunul. Dacă nu mai sunt întrebări, dacă nu mai sunt interpelări, dacă nu mai sunt răspunsuri, vă mulțumesc tare mult că m-ați suportat și vă declar ședința închisă.